și bine ați venit la cea de-a 13 ediție a Simpozionului Național numit de Mica Comănești, anul 2024. Temele simpozionului de astăzi sunt lumini ale locului, exemple, modele și personalități, lumina Cuvântului lui Dumnezeu la Comănești și inteligența artificială era și era digitală în învățământul românesc. Invitații deosebiți care ne face o deosebită plăcere și onoare pe care avem astăzi prezenți. Domnul academician profesor Viorel Bădescu, la Universitatea Politehnică din București, vicepreședinte al Comitetului Român pentru Istoria și Filozofia Științei și Tehnicii al Academiei Române. Domnul Viorel Gaftea, membru titular al Comitetului Român pentru Istoria și Filozofia Științei și Tehnicii al Academiei Române, cercetător la Academia Română. Părintele Protopop, Costel Mareș, doctor Costel Mareș, la Protopopiatul Moinești. General Vasile Jenica Apostol, general cu 4 stele. General în rezervă și domnul general Apostol, tot în rezervă, general în rezervă doctor Vasile Florea, președinte final al județeanului Bacău, Asociației Naționale Veterane de Război, domnul colonel Costel Ciupercă, președintele filiala județeană Bacău, Asociația Națională a Regăsitului Militare, doamna director de la Arhivele Naționale, Mihaela Chelaru, istoric, domnul Bilică Munteanu, fost director al Arhivelor Naționale, actorul Geo Popa, directorul de la Casa de Cultură, preot doctorant Eduard Pătrașcu, coordonator al Federației Biblice Catolice Zona Europa Centrală, preot Paraschiv Panci, Inspectoratul de Jandarmi de Țean Ștefan cel Mare Bacău, pastor dr. Adrian Pârzu, Biserica Baptistă Grimința Comănești, pastor Mihăiță Ciofu, Biserica Creștină Pentecostală Petru Comănești, inginer Nace Jitaru, subprefectul la Prefectura Județului Bacău, profesor dr. Ladina Misăilă, inspector școlar general, mulțumim foarte mult pentru participare tuturor și celorlalți invitați care sunteți prezenți astăzi aici. Mai sunt consilier local, domnul viceprimar orașului Comănești și alte oficialități în orașul nostru. Păcat că nu sunt mai mulți prezenți, pentru că este un eveniment unic, am putea spune. Nu știu dacă se mai ține astfel de evenimente în undeva. De fiecare dată, fiecare temă a fost extraordinar de interesantă și am aflat lucruri deosebite și iată că astăzi reușim să ne vedem din nou și să continuăm această expediție în lumea și pe planeta noastră și în universul nostru. Îi ofer microfonul doamnei Lavina Misăilă pentru a coordona lucrările de astăzi și urăm tuturor succes celor prezenți, iar celor care sunteți invitați, putere de absorpție maximă. Mulțumim foarte mult! Doamnelor și domnilor, bună ziua! Deschidem lucrările Simpozionului Național Dimitrie Ghica Comănești, a 13-a ediție, dând cuvântul domnului academician Viorel Bădescu, care ne va prezenta cu
lucrarea dumnealui. Este o surpriză. Îi dau cuvântul domnului academician Viorel Bădescu. Bună dimineața, domnule primar, stimați invitați, stimați organizatori, dintre care aș remarca ca întotdeauna pe doamna profesoară Lavinia Misailă, stimați participanți la această întâlnire, stimat tineret, pe care îmi pare bine să remarc din nou că este prezent în această sală, îmi face plăcere să reînnoiesc participarea la acest simpozion, care are un caracter de unicitate pe care îl menționa și domnul primar mai înainte. Într-adevăr, a fost un hiatus de 5 ani în ceea ce mă privește, datorită motivelor pe care le știm cu toți, dar cred că e foarte bine dacă putem să continuăm această colaborare între Academia Română și Asociația GICA din Comănești, această colaborare care a început încă din vremea regretatului academician Gleb Drăgan și a domnului doctor Valentin Marin, care a fost unul dintre sufletele și inițiatorii acestei colaborări. Acum, revenind la partea de prezentare, eu m-am gândit că ar fi mai bine să renunț la prezentarea pe care o propusesem, care se referea la Petrache Poenaru, pentru a nu repeta o prezentare pe care am făcut-o acum 7 sau 8 ani aici. Și pentru a nu crea plictiseală, am zis să prezint o altă temă care este de interes general, aș putea spune, o temă care este accesibilă publicului larg și pe care îmi pot permite să o abordez fără prea multe tehnicalități. Este vorba despre clădirile pasive. Prezentarea pe care o am de făcut este mai extinsă, dar eu voi trece peste anumite pasaje, în așa fel încât să încerc să mă încadrez în sfertul de oră pe care mi l-au propus organizatorii. Așa. Deci, pe scurt despre ce este vorba, sper că se vede pe acel ecran, clădirile pasive sau casele pasive, care sunt un concept destul de popular în ultimii 10-15 ani și în România, sunt niște clădiri care în exterior privite par niște clădiri obișnuite. Ele au însă 3 caracteristici cu care pot fi deosebite de clădirile obișnuite. Prima caracteristică este că anvelopa clădirii, adică pereții și acoperișul, sunt foarte bine izolate termic și pneumatic. A doua caracteristică este că geamurile, ferestrele, sunt la fel foarte bine izolate termic și pneumatic. Iar a treia caracteristică, ce derivă din primele două, și pe care aș vrea să o punctez un pic ca să vă dați seama că este decisivă pentru o clădire pasivă, cu care puteți să deosebiți o clădire pasivă de altfel de clădire, este faptul că întotdeauna alimentarea cu aer în clădire se face cu un sistem mecanic de ventilație. Deci o clădire pasivă, dacă nu ar avea acest sistem mecanic de ventilație, nu ar putea fi locuită, pentru că datorită foarte bunei izolări pneumatice, la un moment dat s-ar acumula prea mult dioxid de carbon. Deci există această ventilație mecanică ce asigură alimentarea cu aer în clădire. Datorită existenței obligatorii acestei ventilații, apare un avantaj deosebit al clădirii pasive, faptul că nu are nevoie de sistem de încălzire.
pentru că dacă este nevoie să introduc căldură înăuntru, introduc prin intermediul sistemului de ventilație. Și la fel se întâmplă și cu necesarul de răcire, dacă există. Ce mai are în plus căldirea pasivă? Are faptul că are doi indicatori care trebuie respectați, și anume consumul de încălzire sau răcire cel mult 15 kWh pe metru pătrat și an, iar consumul total de energie cel mult 120 de kWh pe metru pătrat și an. Consum total de energie înseamnă iluminat, eu știu, cu diferite echipamente electronice și electrice din lucru și așa mai departe. Deci ăsta este standardul de clădire pasivă cu care puteți să deosebiți o clădire pasivă autentică de una contrafăcută, pentru că sunt multe care sunt poreclite clădiri pasive. Trec mai departe, fără să precizez, peste diferite maniere în care diferite civilizații au încercat să gestioneze energetic clădirile. Nu voi intra în amănunte pentru că nu am timp. Sisteme în Norvegia, am văzut sisteme la eschimoși, sisteme în România, în zona cu bordeie, sisteme în noua Arizona, sisteme din acestea vitrate în Marea Britanie și Statele Unite, sisteme de folosire a energiei solare cu perete trom, sisteme foarte interesante cu capcane de vânt pentru zonele aride, care sunt, au revenit la modă, mai ales acum cu schimbările climatice. Și după ce trec de această porțiune, să zicem pregătitoare, mă apropii de perioada în care a fost necesară introducerea acestor căi pasive. Este vorba de criza energetică din 72-73, când lumea și-a dat seama că sursa bogată în energie, și anume petrolul, și ieftină, care a apărut după al doilea război mondial, poate să fie epuizată. Și atunci lumea, sigur, s-a uitat să vadă unde sunt consumurile mari de energie și a constatat că, am dat slide-ul și văd că nu poate să revină, am constatat aici că 40% din consumul total de energie este în clădiri și restul în transportul și în industrie. Dar cea mai mare parte de energie se consumă în clădiri. Și atunci lumea, bineînțeles, a spus, domnule, trebuie să ne concentrăm pe eficientizarea folosirii energiei în clădiri. Și am început să gândească ce se poate face ca energia să fie folosită bine în clădiri. Primul pas care a fost făcut au fost așa numitele clădiri solare. Și avem aici câteva exemple care erau caracterizate fie de o fenestrație generoasă, adică suprafață vitrată foarte extinsă, care permitea trecerea radiației solare și formarea acelui efect de seră, acestea fiind sisteme așa zise pasive, sau sisteme active, cum este fotografia din stânga, sus, cu niște captatori solari, care acum sunt foarte populari, dar foarte extinși. Deci aceasta a fost o perioadă de cercetări prin anii, să zicem, 75. După aceea, mă rog, s-au sintetizat niște rezultate, concretizate prin munca unui cercetător care a construit o clădire în Saskatchewan, în Canada, reprezentativă pentru acest sistem, acest tip de economisire a energiei. Dar, totuși, meritul de a ajunge la o soluție standard revine unor cercetători europeni. Și ca să putem să înțelegem de ce în Europa a fost posibil apariția acestui concept, să ne uităm la clasarea climatică europeană.
Și vedem climatele așa simplificat vorbind în Europa, sunt de trei tipuri. Climat sudic, adică cel cu galben, climat nordic, cel cu albastru și climat verde, cel central. Ținând cont că problema principală în vremea aceea, anii 70, se punea mai mult pe încălzire decât pe răcire, cum a început să devină acum prioritar, sigur că cele mai multe cercetări s-au făcut în Europa nordică și centrală. Și atunci concretizarea către conceptul de clădire pasivă a apărut prima dată în Suedia. Vedem în stânga profesorul Bo Adamson, care a teoretizat conceptul, dar implementarea a fost făcută cu o bună tehnică germană de Wolfgang Feist, care este părintele clădirilor pasive. El, acest Wolfgang Feist, a construit o primă clădire pasivă în 1991. Deci, vedeți, conceptul este modern. Este clădirea pasivă, casa pasivă Kranichstein, de la Darmstadt, în care el a implementat în mod concret teoriile profesorului Bo Adamson. Aici trec peste niște mici tehnicalități și ajung la partea de realizare. Adică cu ce a venit în plus Feist. Lucrul acesta e foarte interesant pentru că arată maniera germană de a aborda problema. Feist a trecut de faza deci Feist a trecut de faza de recomandări care erau făcute în diferite zone ale lumii, adică e bine ca o clădire să gestioneze bine energia, să fie izolată, să aibă pierderi mici prin ferestre și așa mai departe. El a venit cu elemente cantitative. A definit ce înseamnă bine izolat. După aceea a definit ce înseamnă bine izolat pneumatic. Și așa mai departe, cuantificând. Adică asta este partea germană a experienței lui. De exemplu, la anvelopă, care dacă ne uităm în dreapta, vedem că nu e nicio restricție asupra materialelor din care poate fi făcută anvelopa. Poate să fie făcută din chirbici, din polistiren, poliuretan, poate minerale, nici o fi. Numai că grosimea trebuie să fie suficient de mare, în așa fel încât conductanța ei să nu depășească 0,15 watt pe metru pătrat și Kelvin. Deci asta este standardul clădirii pasive. Mai departe, când s-a referit la forma clădirii pasive, aici e interesant că dacă ne uităm în stânga sus și vedem diferite corpuri geometrice și ne referim la raportul dintre area exterioară și volum, care sunt esențiale la o clădire. De ce? Pentru că prin area exterioară se pierde căldura. Deci noi vrem să fie cât mai mică area exterioară, în schimb volumul, care e efectul util, de fapt, noi la o clădire vrem să avem volum cât mai mare, trebuie să fie cât mai mare și atunci raportul arie pe volum trebuie să fie cât mai mic. Dacă ne uităm la cele trei forme geometrice, vedem că cel mai mic raport iese la sferă, după aceea la cub și mult mai mare la celelalte forme geometrice. Prin urmare, dacă vrei să construiești o clădire eficientă energetic, trebuie să ai forme cât mai compacte. Dacă ne uităm jos la aceste diferite clădiri posibile, cea din stânga și înaltă, aceea este cea mai recomandată, pentru că are raportul arie pe volum cel mai mic, în vreme ce alte variante de clădiri, din punct de vedere energetic, pur și simplu al formei. Deci asta este important, e vorba de formă, indiferent din ce e făcută clădire, că e din aur și argint sau de materiale locale, forma te ajută să fii eficient energetic.
Deci asta este un prim aspect. Și al doilea aspect este mărimea. Dacă ne uităm în dreapta la cubul acela, care are diferite mărimi, vedem că un cub mic are un raport arie pe volum mai mare, raport cu un cub mare. Deci întotdeauna clădirile, dacă sunt mai mari, sunt mai eficiente energetic. Deci lucrurile acestea s-au implementat când s-a proiectat acest concept de clădire pasivă. Dacă trecem mai departe la modul în care se fac ferestrele și ușile, de exemplu, adică o parte importantă din clădirea pasivă, vedem în stânga o multitudine de moduri în care aceste ferestre, care au întotdeauna cel puțin 3 foi de geam, sunt asamblate în carcasă. Modul în care sunt introduse aceste foi de geam în carcasă este esențial, pentru că punțile termice acolo apar. Deci pierderea este și prin suprafața vitrată, dar și prin modul de asamblare cu carcasa. Și acele sisteme sunt sisteme omologate de casa pasivă. Vedem jos ce complicat e un sistem corect de amplasare a geamurilor în carcasă. De asemenea, FAST a venit cu acea valoare 0,8 W pe metru pătrat și Kelvin. Deci nu am voie să am ferestre cu conductanță mai mare de această valoare. În afară de aceasta, trebuie să știm cum amplasăm suprafața vitrată. În dreapta sus avem modul în care se amplasează suprafața vitrată într-o clădire pasivă. Întotdeauna ea este către sud, dacă această clădire e în emisfera nordică, dar spre deosebire de clădirile solare, la care suprafața vitrată e generoasă, adică sunt geamuri mari, aici geamurile au o întindere mai mică, pentru că vedem că conductanța la aceste ferestre e mult mai mare decât conductanța la ferestre. Deci e mai bine din punct de vedere al pierderilor energetice să ai pereți mai mari decât ferestre. Și mai mult decât aceasta, dacă ne uităm pe cele 4 desene cu clădirea, vedem că la clădirile pasive se amplasează o parte de acoperiș în așa fel încât în timpul iernii, când soarele este jos pe cer, să fie însoleiată partea de vitrație, vedem în sus dreapta. Asta este situația în perioada de iarnă. Deci vedem, vitrația este însoleiată, adică acoperișul permite ca soarele să intre pe geam. În schimb, în stânga jos, care este situația în timpul verii, când soarele este sus pe cer, este acoperită de umbră acea suprafață vitrată, prin urmare pierderile sau câștigul de energie solară, pentru că în timpul verii nu vreau să am încălzire solară, bineînțeles să fie cât mai mic. Acum mă refer, este vorba și de recuperatorul de căldură, care este folosit pe sistemul de ventilație mecanică. Dacă tot am acest sistem de ventilație mecanică, care totuși e destul de costisitor, ar fi păcat să nu recuperez o parte din căldura care în timpul iernii este evacuată din clădire. Și atunci cu acest recuperator, vedem jos în stânga, intră un aer rece din exterior la un 0 grad Celsius, intră în acest recuperator, e în contact cu aerul viciat de 20 de grade Celsius, se încălzește la un 18 grade Celsius. Prin urmare, numai o parte din energia termică a aerului viciat este evacuată în atmosferă. Acum sunt câteva lucruri peste care aș trece și aș mai spune câteva cuvinte. Nu știu dacă ați ținut evidența cam cum se putea, pentru că e în regulă. Adică aș comenta acest slide pentru că e interesant. Vedeți, lumea spune conceptul acesta de clădire pasivă, deși chiar și în România, în momentul de față, sunt câteva mii de clădiri pasive, totuși trebuie făcut de la zero.
datorită faptului că necesită sistem mecanic de ventilație. Ce facem cu restul clădirilor existente? Și vedem pe cele două grafice din stânga, pentru și de jos, care e procentul de clădiri vechi în Europa și respectiv în România. Sunt o cantitate apreciabilă de clădiri vechi. Ce putem să facem cu ele? Și soluția este că putem să le pasivăm. Adică, chiar dacă nu scoatem o casă pasivă din ele, putem să creștem eficiența energetică. Iar în dreapta avem un grafic foarte relevant, zic eu, care arată modul în care se poate face, s-a făcut acest lucru în Germania. Vedem că în Germania o clădire obișnuită are un consum de energie anual de 240 de kWh pe metru pătrat și an. Deci asta în Germania. Sigur, nu vreau să mă refer la cum e în România. România consumul e mult mai mare. Dar să ne referim la Germania, unde s-au făcut acele măsurători. Primul lucru pe care pot să pasivez este să schimb sistemele fenestrația. Dacă pun sistem fenestrat din acesta de casă pasivă, deja scad la 140 de watt pe metru pătrat și an. Al doilea pas pe care pot să-l fac este să termoizolez interior. Și vedeți că ajungem acolo la 55 de kWh pe metru pătrat și an, iar dacă termoizolez și exterior, pot să ajung la 25 de kWh pe metru pătrat și an. Deci pot să ajung să scad de 10 ori consumul energetic. Chiar și în aceste condiții, vedeți că în raport de clădirea pasivă care are 15 kWh pe metru pătrat și an, încă mai este o rezervă. Deci, prin pasivare nu pot să ajung la performanțele clădirii pasive, dar mă pot apropia foarte mult de ele. Acum, certificarea clădirile pasive sunt certificate în mod normal, adică Institutul Casei Pasive de la Darmstadt dă un certificat care se dă după efectuarea unor teste. Există o aparatură cu care institutul vine la clădire și face teste și atestează dacă clădirea este sau nu pasivă de adevăratele. Și în final vreau să spun câteva cuvinte despre clădirile pasive în România. În momentul de față, sigur, sunt multe, sute de clădiri pasive, dar m-aș referi la primele. Și prima clădire pasivă este casa pasivă de la Buluș, care a fost făcută de domnul colonel Marin Cursescu, unul dintre promotorii implementării acestui sistem german în România. Este o clădire certificată. Deci are certificat de la Institutul Casei Pasive. Mai avem o clădire pasivă la Politehnica din București. Nu este certificată, dar după calcule se încadrează în consumul energetic. Mai avem o clădire pasivă la Dumbrăvița, în județul Timiș, și făcut de un colectiv de colegi de la Politehnica din Timișoara, necertificată. Și mai avem încă o clădire pasivă certificată de birouri, este o clădire mare, la firma Vic de lângă Bragadiru, care produce chiar echipament din acestea de izolare a clădirilor pasive. Pentru că am lucrat la această clădire pasivă, am câteva detalii pe această schemă. Clădirea pasivă este în dreapta și în afara sistemului specific clădirilor pasive mai are trei lucruri în plus, și anume un sistem de pompe de căldură care captează căldura din pământ și cu el se poate realiza alimentarea cu apă caldă a clădirii și a fabricii învecinate. Mai are un sistem de recuperare a căldurii din sol, adică ideea acestui sistem este că solul, la o adâncime, să zicem, de 2 metri, 2 metri jumate, are temperatură practic constantă în timpul anului, să zicem, 10-12 grade, iar în timpul verii, dacă vreau, de exemplu, să răcesc aerul, trec aerul prin acest schimbător din sol, aerul se mai răcește și intră mai rece în clădire.
sau în timpul iernii invers, adică intră un aer la 0 grade Celsius și intră pe acolo prin sol și se încălzește la 12 grade, să zicem, sau la cât s-o încălzi și intră mai cald. Deci e un sistem de folosire eficientă a, a energiei mediului ambient. Și, în fine, al treilea sistem existent este un sistem de captare a energiei solare. M-aș opri aici. Noi am făcut și niște studii privind implementarea sistemului, conceptului de clădire pasivă pur german în România, să vedem dacă diferențelor de, dacă datorită diferențelor de climate și latitudini, caracteristicile tehnice numerice din Germania trebuie preluate ad literam. Și sigur, am făcut niște studii în care am tras anumite concluzii privind utilizarea în România. Eu m-aș opri aici și vă mulțumesc pentru atenție. Academician Viorel Bădescu pentru tema deosebit de interesantă în contextul dezvoltării durabile, care practic aduce o explicație științifică proiectului implementat de domnul primar în orașul Comănești cu privire la eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe prin fărâm. Ce scuze, am doar două cuvinte. Referitor la eficientizarea aceasta energetică, avem un proiect acum de urare, într-adevăr, ce spunea doamna Săilă, prin care izolăm vreo 50 de blocuri, un proiect pe fonduri europene, și în timpul execuției lucrărilor, cetățenii care erau, după ce li s-a aplicat vata bazaltică pe pereții blocurilor, au solicitat cel care face mentenanța la centrala termică, că li s-a stricat centrala. A venit la de vreo două ori, iar a mai îngădirit-o, a reparat-o, iar a mișcat-o, ca să-și dea seama de fapt că centrala nu mai pornea din cauza că era eficientizat blocul și nu era nevoie să mai pornească. Asta o chestie. O altă chestie, apropo de și fonic, erau în acea zonă, locuiesc foști mecanici de locomotive, care știau mersul trenurilor, trece trenul ăla, trenul ăla, trenul ăla și nu au observat la un moment dat că nu mai trec trenurile. Și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat. De fapt, și-a dat seama că avea geamurile, nu se mai auzeau trenurile de afară. Iar pe schimbător de căldură la sol, prin sol, cum este a prezentat domnul academician, avem o clădire noi, un centru de agrement, care, într-adevăr, funcționează pe acest sistem. Și are și centrale de tratare a aerului, și tratarul aerului este iarna preluat prin la o adâncime de vreo 6 metri în pământ, o distanță, toată distanța clădirii și este încălzit, iar vara este răcit prin această procedură. Deci chiar este eficientă această procedură. Dar până când ne-am învățat noi, vă spun că proiectul cu eficientizare energetică a blocurilor ne dă o bătaie de cap, de nu vă puteți închipui, pentru faptul că oamenii nu înțeleg de ce trebuie să schimbe geamurile termopane puse de el acum 8 ani de zi. Că este perfect, este nemaipotrivit, deci se face un pic de deranj în casă când dai tot la jos și pui asfalt. Dar geamul, noua tâmpărie termopan, este net superioară din punct de vedere energetic la ce au ei acolo. Deci nici nu se compară. Plus de asta, avem indicatori care trebuie respectați. Că fondul european, dacă nu respecti indicatorii, trebuie să ai. Dacă e gratis, de ce să nu facem mofturi? Doar pe un singur bloc, cu două scări sau trei, doar la un singur bloc, finanțarea pe fondurile europene este de aproximativ 20 de miliarde de lei vechi. Lei vechi. La un singur bloc, cu două, trei scări. Închipuiți-vă dumneavoastră dacă oamenii aceia vreodată în pământul ăsta ar fi putut să facă investiția care o facem acum. Dar dacă vin banii care trebuie să facă mofturi, cei care nu au, de ce nu le face lor, cei cărora li se face, de ce li se face? Li se schimba acoperișul. Nu vrea să facă așa, li se umblă în beci, trebuie să izolăm și partea de la beci. Că el ce face cu borcaze, murături, deci are el pe acolo. Îi le luăm, îi le duce, îi le cărăm. Asta e viața. Gestul de care intervenit și eu.
frumos. Mulțumim domnului primar pentru intervenție. Cred că toți cetățenii orașului Comănești sunt fericiți pentru acest proiect de eficientizare termică a blocurilor de locuințe. În continuare, invit la cuvânt pe domnul dr. Viorel Gaftea, membru titular al CRIFS al Academiei Române, care ne va prezenta lucrarea Inteligența Artificială între etică, risc și performanță, noi evoluții. Bună ziua și mă bucur să fiu din nou la Comănești după un număr considerabil de ani. Mulțumesc domnului primar Gheorghe Miron, doamnei Lavinia Săilă, pentru invitație și a venit cu plăcere ca și altă dată. Când am prezentat tot un subiect pe temă tehnică, faci prin istoria calculatoarelor în România și anul acesta, văzând punctul 3 din program pe subiectul inteligența artificială, fiindcă m-am ocupat și am scris despre acest subiect. De fapt, întreaga viață am lucrat în IT gestionând sisteme informatice mari, în RNL, în Ministerul Finanțelor, în Ministerul Comunicațiilor, Piața de Capital, dar fiind și constructor de calculatoare personale încă de înainte, din 1990, subiectul mi-a intrat în toate activitățile personale și cele instituționale prin care am trecut. Interesant aș fi util la prezentare a domnului academician privind sistemul de case în care trebuie să trăim. Acum cred că trecem la partea de prezentare, cum le utilizăm și noi, cei care trăim în aceste case și cum ne folosim de aceste lucruri. Și urmează, cred că în comunicări, partea de suflet a acestor locuitori în sistemele noi de atât de locuit cât și de viață socială. Inteligența artificială a devenit în ultimul timp un subiect foarte larg dezbătut și foarte utilizat, dar această, dacă puteți să măriți pe ecran și să... Așa, de la început. Și practic sunt foarte multe opinii, păreri, activități, acțiuni care ar trebui să fie cunoscute de lume, pentru că ele pornesc de la înspăimântat lumea de efectele inteligenței artificiale sau tocmai de a o încuraja să folosească aceste lucruri. În evoluția științei, tehnologiei, cercetării, societății în ansamblu, toate domeniile sunt astăzi marcate de impactul masiv al inteligenței artificiale. Dar apasă noi elemente pe fond, elemente filozofice, educaționale, puncte de discuții legate de ce efecte produc aceste utilizări ale inteligenței artificiale, apar noi cerințe în educația generală și în cea tehnică, în modul de abordare. Sunt prezentate astfel în ceea ce am vrut să aduc aici în vedere, câteva elemente care să definească un pic în mod mai clar ceea ce este inteligența artificială, care sunt perspectivele, care este echilibrul între etică, risc și performanță. Am menționat că, practic, anul trecut s-au sărbătorit 75 de ani de la inventarea tranzistorului. Tranzistorul este cel care a înlocuit tuburile electronice și care, practic, a produs revoluția ulterioară în dezvoltarea calculatoarelor și a celorlalte sisteme electronice. A fost o mare descoperire la vremea respectivă. Descoperitorii au luat și premiul Nobel după un număr de ani. Descoperirea tranzistorului a fost în anul 1947. Deci, practic, aproape că se apropie suta de ani de la această mare descoperire și trecerea la un grad cu totul
superior al utilizării acestor dispozitive. Inteligența artificială am definit-o simplu ca o definiție de trecere de la sistemele clasice electronice către sistemele software, către aplicații și practic eu aș considera practic inteligența artificială ca un sistem software evoluat care folosește datele acumulate și tehnologiile prezente. Deci, pe un debat, inteligența artificială trebuie gândită ca un sistem care a evoluat din aproape în aproape, odată cu dezvoltarea calculatorului, odată cu dezvoltarea bazelor de date și a uriașelor acumulări de informații în format electronic și vine cu un software mult mai performant care este capabil să analizeze aceste date, să le prelucreze și să optimizeze niște rezultate pe care sunt care sunt cerute de utilizator și care altfel n-ar avea puterea fizică, de timp, de analiză, ca să extragă astfel de rezultate. Deci n-ar fi ceva extraordinar de spectaculos din punct de vedere al evoluției pe sisteme electronice, pe sisteme software și este doar un sistem care a evoluat. Trăind practic această evoluție, am considerat că este... asta căutam. Trăind de practic această... Dar nu va funcționa. Deci, dați înapoi puțin. Trăind practic această evoluție, am fost de anul trecut pus în situația să scriu niște articole despre acest fenomen care este astăzi inteligența artificială, articole care le-am publicat într-o revistă Independența Română, am să vă distribui câteva numere pentru a o accesa și cunoaște, care este prezentă și pe internet. Apoi, într-o altă revistă a unui domn academician, membru al secției Academiei Gheorghe Păun, care scoate o revistă, Curtea de la Argeș, tot pe un generic similar cum scoate Comăneștiul revista Columna sau alte reviste locale care văd că sunt distribuite. Și am dezvoltat acest subiect trecând, practic, la problemele care intervin, cele de abordare, cele de risc, de performanță și de etică. Pentru că, în prezent, s-au pus aceste probleme tot mai accentuat, pentru că, așa cum au apărut acum cu niște ani în urmă problemele legate de autovehiculele care se autoconduc, și în caz de accident, cine este vinovat? Este producătorul de mașină, este producătorul de software, este cel care administrează senzorii pe stradă. S-a văzut că, practic, pe fond sunt multe probleme asociate, atât de etică. Dacă mașina a lovit un cățel sau a lovit o doamnă pe trecerea de pieton. Dacă softul a știut să facă diferențele. Deci aceste probleme s-au accentuat în cazul sistemelor automate de analiză, de control, chiar și în robotică și s-au trecut mai departe către probleme de inteligență artificială, probleme de etică, care au continuat în prezent pe aceste deviații de la intenția inițială de a fi un software și de a fi sisteme ajutătoare la sisteme care practic pot atinge esența umană și activitatea ei. Lucrarea care am prezentat-o nu este grafică, este o șiruire de texte și de link-uri. Am să rog organizatorii să vă transmit în mod electronic și iar aceste link-uri sunt detaliate, practic, articolele și informațiile de actualitate. Legat de definiție și de aceste probleme, am vrut să vă prezint perspectivele. Perspectivele sunt foarte puternic luate în vedere atât în instituțiile naționale. Știți că s-a realizat acel robot
de inteligență artificială donată guvernului ION, care încerca să exploreze și să ajute în decizie, decizie care e luată pe baza, la fel, cercetării documentelor și experiențelor stocate în mod electronic în marile sisteme globale sau chiar cele naționale. Dar Uniunea Europeană a avut acum mai multe activități, atât pe partea de reglementare, cât și pe partea de parteneriat global pentru eficiență artificială, în care încearcă să reunească intențiile și activitățile la peste 44 de țări, de pe 6 continente, de asemenea organizația OECD, la care încercăm să, organizația economic-financiară, la care încercăm să aderăm de câțiva ani, pornește și face rapoarte și dezvoltă o întreagă situație de explorare și de utilizare și de reglementare pe partea de inteligență artificială. Sunt în continuare prezentate în lucrarea care am încercat să o prezint și pe ecran, să spicuiți aceste elemente, unele cerințe pentru educație și faptul că astăzi educația este neapărat necesar să fie orientată către domeniul informatic, pentru că, practic, de la momentul ieșirii din casă, te lovești de tot felul de sisteme informatice, indiferent că ești un utilizator în vârstă sau un utilizator tânăr, cu atât mai mult, cunoștințele informatice sunt necesare de a fi accesate de către toată populația și devine devine o cerință absolut necesară în sistemul educațional. Cu atât mai mult în sistemul educațional tehnic de înaltă performanță, unde practic trebuie să aliniem toate cunoștințele și toate modurile de abordare științifică și de proiectare și de cercetare pe facilitățile inteligenței artificiale și a domeniului informatic. Inteligența artificială vedem că este prezentă atât în serviciile social media, în acele Facebook sau alte tipuri de servicii, gen chiar WhatsApp, dar este prezentă și în serviciile social-administrative sau în serviciile medicale. Și nu mai spun, astăzi vedem că este tocmai prezentă în sistemele de apărare, în sistemele militare, în sistemele de securitate, de transport internațional, global, în sistemele de comunicații satelitare sau alte sisteme similare. Informarea publicului, pentru că am spus că astăzi inteligența artificială atinge problemele acestea de risc, risc al utilizării sistemelor informatice, de etică, modul în care este utilizată și folosește datele personale sau folosește alte facilități care poate să afecteze semenii noștri sau alte instituții. Informații despre aceste domenii le putem găsi pe Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Aveți pe site și o să primiți fișierul acel link. De fapt, acesta este un nou organism înființat din acele CERT, Computer Emergency Response Team, erau denumirile vechi ale structurilor de securitate, și în Ministerul de Interne există un sistem și un serviciu de securitate cibernetică și fraudă cibernetică, fraudă pe internet, fraudă bancară. Deci sunt sisteme în care lumea și educația și profesorii se pot informa pentru a transmite aceste cunoștințe și a le face practic cunoscute mediului tânăr din școli, din școlile primare, pentru că telefonul mobil care înglobează astăzi nu zic
numeroase, dar zeci de tipuri de servicii informatice, de comunicație, servicii de acces la date personale sau publice, trebuie să fie conștientizate și am avut, practic, acum câteva zile acel raport că s-a sunat la 112 de un copil de 3 ani care a folosit telefonul și a reclamat că părintele lui a făcut nu știu ce fraudă. Deci ne putem aștepta ca aceste lucruri să aibă un impact tot mai puternic pe cele trei nivele de risc, performanță, etică. S-a lansat de către Comisia Europeană și o nouă lege care acum două zile, practic, care vrea să reglementeze folosirea inteligenței artificiale în instituții publice și nu numai, care practic vrea să și transmită anumite tipuri de penalități care se pot aplica acestor instituții în cazul folosirii frauduloase a datelor cu caracter personal, a stocării acestora în anumite condiții care să genereze practic probleme atât deținătorilor acestor date, cât și sistemelor pe ansamblu sau scăpări de securitate în acest context. În link-urile inițiale în care am prezentat sursele articolelor care le-am scris pe acest subiect, mai apare un link scris de un profesor român din străinătate, care practic arată și posibilitățile de a aduce inteligența artificială în crearea unor halucinații. Sunt acele mesaje care sunt nerealiste, care sunt răspunsuri la sisteme de interogare care dau rezultate false, sunt acele sisteme care încă nu sunt certificate din punct de vedere al coerenței și competenței acestor răspunsuri și face ca inteligența artificială, într-adevăr, să primească niște calificative de a fi un sistem încă neperfect dezvoltat și care creează anumite riscuri atât la nivel instituțional cât și la nivel individual. Se pune problema pentru educație acum și am transmis unor colegi în materialul respectiv creierea unui manual pentru inteligență artificială și aici legat pe partea de educație am căutat pe acasă și am văzut în 1974 o carte Educația la timpul viitor. Și făceam așa comparații. Ce probleme și cum se puneau abordările la acea vreme când în 74 nu erau foarte bine dezvoltate nici sistemele de calcul mari, Felix, IBM și mai târziu au apărut abia calculatoarele personale, au apărut calculatoarele personale, cele care au marcat tinerețea noastră și pe urmă PC-urile. În general, la noi în România, PC-urile personal computer, marca sau compatibile IBM au apărut după 1980, dar masiv au apărut după 1990, când deja se fabrica în țară Felix PC, Ferperul fabrica un Junior XT, calculatoarele din prima fază a celor personale, ulterior, luând dezvoltare cu IBM 386, calculatoare personale mai puternice, pe urmă, trecându-se la cele foarte puternice care sunt cunoscute astăzi. În țară, tot la nivelul situației la zi, s-a lansat acum o săptămână strategia națională în domeniul inteligenței artificiale pe perioada 2024-2027. Până anul trecut am lucrat consilier la un secretar de stat în
Ministerul Cercetării că nu se lansase. Articolele care le-am scris în 2023 și de care am amintit la începutul 2023, pe urmă, practic, am constatat că atunci a început o cavalcadă în presă despre articole despre inteligența artificială și despre fenomenele colaterale. Strategia aceasta, dând o căutare în ea, pe cuvântul educație, nu am găsit decât niște referințe la acel proiect România Educată, dar practic atinge doar câteva puncte care le-am prezentat aici, simbolice, nu se duce și pe partea de educație care este necesară. Deci am în primele trei puncte, cadrul de identitate europeană, să prezintă strategie proiect România Educată, știți care este, n-aș vrea să caracterizez eu acum, dar rezultatele și efectele. Dar mai departe sunt iarăși amintite, a fost cu câțiva ani în urmă o strategie de înaltă specializare inteligentă și mai sunt câteva strategii care ar trebui să lucreze coerent pe acest direct al informatizării și al dezvoltării tehnologiei informatice în țara noastră. Aici reamintesc că inteligența artificială, v-am spus, trebuie să o considerați un pas în evoluția sistemelor informatice, trebuie să considerați că atât software-ul și hard-ul a permis dezvoltarea unor sisteme de calcul care să analizeze acum imensele baze de date create, mai ales la sistem global de marile companii, Google, Microsoft și alții care au adunat în zeci de ani informație, se mai și scanează informație din biblioteci și atunci sistemele de inteligență artificială sunt practic sisteme software create tot de om care reușesc să analizeze datele și să optimizeze aceste rezultate în funcție de cerințele utilizatorului. Tot Parlamentul European a adoptat o lege privind inteligența artificială, așa cum spuneam. Acum două zile a lansat acele reglementări în utilizarea ei și cu probleme de infringement pentru instituțiile publice și am prezentat și niște link-uri pentru informare în care să puteți urmări mai detaliat acest subiect și să vă puneți la punct, pentru că el evoluează pe zi și te trece și practic apare în tot în mai multe probleme cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Aș vrea să închei, pentru că am parcurs și timpul alocat, cu încrederea că cu subiectele care le puteți accesa și subiectele care le găsiți în continuare în mediul online, puteți să porniți și să aveți o altă vedere către inteligența artificială. Ultima pagină este coperta cărții lui Dimitri Dica, o expediție în Africa, un secol anterior. Și să înțelegeți că, practic, inteligența umană rămâne baza. Dovada, ați văzut și prezentarea dinainte, în care toate acele proiecte mari, atât în domeniul construcțiilor, cât și a infrastructurilor gigantice, hidrocentrale, centrale nucleare, practic, au fost realizate, sau dezvoltarea efectivă a calculatoarelor, telefoniei, a fost realizate folosind la bază inteligența umană. Inteligența artificială, practic, este un accesoriu care vine să ajute și să folosească enorma bază de date creată, dar cu atenția că poate să și greșească. Cum de altfel și omul poate să greșească. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi domnului Viorel Caftea, membru titular al CRIFSA Academiei Române, și dăm cuvântul în continuare domnului istoric Filică Munteanu pentru a reprezenta lucrarea Medalii din colecția personală dedicate Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.
adevărată asistență. Mă bucur că sunt aici, spunându-vă să înceapă să le deroleze. În urmă cu o zi și o lună, s-au împlinit 520 de ani de când Ștefan cel Mare și Sfânt s-a ridicat la cer. Deci, și am mai vrut să marchez memoria poate cele mai mari personalități a neamului românesc, Ștefan cel Mare și Sfânt. Cum? Printr-un alt fel de documente, documente în metal, și o să înțelegeți când o să înceapă să deruleze de ce spun documente în metal. Pentru că prin câteva semne, imagini, cuvinte, este scrisă câte o bucățică de istorie. Se poate să apară. Am lucrat o viață în Arhivele Naționale și m-am ocupat de documente. Ori, pasiunea pentru colecționare, pe care am avut-o mai din vechime, am direcționat spre medalii într-o perioadă ceva mai târzie, sfârșitul anilor 80. O să vă prezint aceste câteva, deci o parte din medaliile Ștefan cel Mare, pentru că am în jur de 200 de medalii. Prima era, care a fost bătută în 1904, când s-au împlinit 400 de ani de la ridicarea la cer a lui Ștefan cel Mare și a fost lansată la Biserica din Borzești pe 4 iulie 1904. Următoarea medalie, tot pentru lansată pe 4 iulie, de mărime mai mică, 30 de milimetri, și este din bronz argentat. Următoarea medalie este o raritate. Eu unul nu am mai găsit-o în niciun catalog, în niciun document publicată, și este din provenit de la mine, probabil de la bunica sau din rude, pentru că bunica mea a fost pe 4 iulie la Borzești. Eu, făcând o paranteză, eu și Ștefan cel Mare suntem născuți la Borzești. O medalie datată 1922, prin ambutisarea a două părți, îl are pe avers pe Ștefan cel Mare și revers sigiliul, de fapt, pecetea lui Ștefan cel Mare. Următoarea medalie, de fapt o plachetă, este a Liceului Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc. Liceul a avut o întreagă poveste, circuit înainte de, deci la începutul perioadei intervenție și apoi războiul al doilea. O piesă pe care am mai identificat-o la un singur colecționar. Mai departe, este pecetea lui Ștefan cel Mare, o pecetea mare a lui Ștefan cel Mare, 81 de milimetri. Este o replică în tombac și vreau să vă spun că este
bătută într-un singur exemplar în anul 1988. A fost o intenție să se facă mai multe. Cine a comandat, a renunțat și întâmplarea face că să mai întâmplă, să ajungă și pe unde trebuie, poate. Mai departe, o medalie legată de Bacău, Ștefan cel Mare și fiul său Alexandrel pe avers și pe revers Biserica Precista din Bacău, pitorie ștefaniană, pitoria celor doi. Este din tombac, 75 de milimetri diametru, o piesă deosebită. Alexandrel și Ștefan cel Mare, titorii Bisericii Precista, o variantă de medalie în argint, 60 de milimetri. Ștefan cel Mare și complexul mănăstirii Putna, bătută în 1992, o medalie care îl prezintă puțin altfel decât știm noi pe Ștefan cel Mare. Fiecare gravor își pune și amprenta sa. Mergem mai departe. Iarăși o medalie ovală foarte rară. Am mai identificat trei piese la colecționare din țară, bătută în 1992. De fapt, cred că a fost o încercare, o probă și este din argint, Sanctus Stephanus Magnus, 1457-1504. Imaginea statuii lui Ștefan cel Mare din Chișinău, având câteva localități unde s-au desfășurat lupte, războaie, și un pasaj din mesajul Papei referitor la lupta de la Vaslui. Mai departe, o foarte frumoasă imagine, Ștefan cel Mare, un gravor deosebit, autorul acestei piese, și mănăstirea Putna și, în partea inferioară, un fragment dintr-un crisol. O medalie bătută în 1994, comandată de Primăria Onești, la împlinirea 400 de ani de la ctitorire, 500 de ani, de la ctitorirea bisericii din Borzești, Ștefan cel Mare pe avers și biserica din Borzești pe revers, 60 de milimetri, văzută în cupru la Arad. O medalie, pachetă foarte frumoasă, în trei variante, tombac aceasta, argint și tombac aurit. Am ales doar această variantă. Ștefan cel Mare, fondator al mănăstirei Neamț, una din perlele artei medievale moldovenești. În 2001, Muzeul din Brăila a realizat, a comandat și realizat la Moneteria Statului această medalie, Ștefan cel Mare, 520 de ani de la atestarea documentară a Brăilei, și pe avers imaginea Muzeului din Brăila și chipul lui Carol I. O medalie bătută în trei variante, aceasta din argint, alta din tombac și alta din tombac aurit. Am ales-o pe aceasta de argint. Ștefan cel Mare a
asemănătoare cu imaginea de la 1904 și în, pe revers, pe Ștefan cel Mare, cel Mare în genunchi și pivotul unei biserici, cu de parte și de alta simbolurile, simbolul heraldic al României și numele autorului. Dar mai departe, o medalie foarte frumoasă, bătută în vreo 5 variante. Aceasta este varianta din aur, 23,85 mm. Ștefan cel Mare, simbolul heraldic al voievodului, crucea și pe revers Biserica Mănăstirii Purna și în medalion mormântul sub despre a căruia își află veșnicirea sa, Ștefan. O medalie din argint deosebită și o raritate în același timp. Avers Ștefan cel Mare și revers Mănăstirea Purna, are 65 de metri, dar e interesant că grosimea acestei medalii este de 12,4 mm. O realizare deosebită a unui gravor, Constantin Dumitrescu, cu care ne mândrim. Mai departe, imaginea de pe avers Ștefan cel Mare, acesta este un medalion, 226 de mm, 2 kg și jumătate mai bine. Și următoarea este imaginea care era pe revestul medaliei, medalion, iarăși 2 kg, 557 de grame, Mănăstirea Purna. Aceste două medalioane au fost bătute în câte două exemplare. La Borzești, în 2004, la sărbătorirea a 500 de ani de la înălțarea la cer a lui Ștefan, între altele a fost bătută această medalie din argint, Ștefan cel Mare, cu titulatura cel Ștefan cel Mare și Sfânt, și Biserica din Borzești, stejarul cu vestita legendă și pecetea ștefaniană. Urmează aceeași medalie bătută în tombac și patru insigne reprezentând biserica asta, stejarul cu emblema lui, cu chipul lui Ștefan cel Mare, stema Oneștiului, stema episcopiei Romanului și Bacăului. Mai departe, tot în 1904 a fost bătută această medalie Ștefan cel Mare, statuia din Bacău a lui Ștefan cel Mare. Ea a fost în 1997 ridicată și în 2004 s-a bătut această medalie. Iarăși o medalie mai rară, bătută în 10 exemplare, din argint, Ștefan cel Mare cu un genunchi cu chibotul, imaginea sănătoare am mai văzut, și stema pe revers, stema municipiului Câmpul Moldovenesc. O frumoasă imagine Ștefan cel Mare și Sfânt în 2004, bătută 70 ori 50 de milimetri, mergem mai. În amintirea întâlnirii de la 1871 la Purna, s-a bătut această medalie Ștefan cel Mare pe avers și pe revers Eminescu și Slavici. O medalie pe care am bătut-o noi, la comanda noastră, bătută la moneteria statului, Ștefan cel Mare pe avers, iar pe revers podul lui Ștefan cel Mare dintre satele Negoiești și Căiuți și stema Moldovei. Patria
Patriarhie a bătut această medalie, tipul lui Ștefan cel Mare și Sfânt și simbolul heraldic al Patriarhiei, Nentombac. Mergem. Iarăși Ștefan cel Mare și Sfânt, avers, și o altă imagine decât ce am mai văzut până acum, și simbolul heraldic al Asociației Cultul Eroilor Regina Maria. Aceasta este aurită și, da, nu, mergem mai departe, și aceasta tot dedicată lui Ștefan cel Mare și Cultului Eroilor, o altă variantă de medalie. Ștefan cel Mare și mănăstirea Putna, bătută de la comanda Asociației Cultului Eroilor din Suceava. O imagine, deci două imagini, Ștefan cel Mare închinând un simbol bisericesc celui de sus și pe revers Ștefan cel Mare pe patul de moarte și cu cei apropiați lui. Da? Ștefan tot în 2004, cele mai multe au fost bătute în 2004, un hrisov în mână și o dedicație pe revers. Mergem. Ștefan cel Mare într-o altă viziune a sculptorului și pe revers poliția, simbolul heraldic al Poliției de Frontieră, care este și, mă rog, sfântul pe care l-au adoptat Poliția de Frontieră. O medalie puțin mai altfel, realizată tot la comanda noastră, Arhivelor Naționale din Bacău, Ștefan cel Mare, și pe revers pecetea lui Ștefan cel Mare. Sunt, până în momentul de față, bătute doar două medalii care au, așa cum este reversul acesteia, nu este plat, ci în formă de pecete cu beceară. Da, este din Tombac. O plachetă de 199 de milimetri, Ștefan cel Mare. Nu insist foarte mult, dar să le vedeți. O medalie Ștefan cel Mare bătută în 2012, având chipul său și în fundal imaginea unei mănăstiri. O plachetă care a fost bătută în urma unui, pentru un simpozion național de numismatică desfășurat la Bacău, intitulat Eminescu și domnitori români în opera eminesciană. Deci, Țepeș, Cuza, Ștefan, Mircea și Mihai, și pe revers este stema municipiului Bacău, județului Bacău, pardon. Placheta aceasta, 238 de milimetri, reprezintă ceea ce este reprezentat pe aversul medaliei anterioare. Medalie 2014, Ștefan cel Mare și Eminescu, aniversec, mare aniversec, aniversare în 2014, Ștefan și Eminescu, și pe revers mănăstirea Putna. Aceleași aniversări, Eminescu, Ștefan și Putna, la ocazia unui simbozion internațional de numismatică a fost bătută această medalie Ștefan cel Mare și pe revers simbolurile reprezentanților țărilor care au participat la acest simbozion la Brașov, o plachetă Ștefan și Eminescu. Mergem mai departe, între ultimele medalii, Ștefan cel Mare și simbolul heraldic al orașului Rădăuți.
O medalie foarte frumoasă într-un complex este plasată într-un album sub formă de carte, Ștefan cel Mare, și pe revers harta Moldovei și sabia lui Ștefan. O imagine, Ștefan cel Mare și Sfânt, bătută la comanda primăriei din din județul Suceava, iar aici Ștefan cel Mare și Sfântul Nicolae, când Oneștiul l-a adoptat ca un al doilea ocrotitor pe lângă Sfântul Nicolae și pe Ștefan cel Mare, ocrotitor al Oneștiului și Biserica din Borzești. O altă imagine, Ștefan cel Mare și simbolul heraldic al Patriarhiei Române la 30 de ani de la canonizarea sa și închirim cu un bust din bronz Ștefan cel Mare realizat în 10 exemplare și două chestiuni care sunt, mă rog, unicat, o sculptură în lemn, Ștefan cel Mare, este 40 sau 60 de milimetri și un tablou realizat de un pictor văcroan, destul de cunoscut, Mihnea Baran, imaginea lui Ștefan, preluată după imaginea dintr-o medalie. Se cuvine să-i cinstim pe înaintași și să apreciem și altfel știința, istoria și inclusiv realitatea contemporană în condițiile în care suntem tot mai mult asaltați de inteligența artificială, atunci când ai piesa în mână și vă spun, cine are posibilitatea să ducă până la jumătatea lunii septembrie la Unești, la bibliotecă, o să vadă cea mai parte din medaliile acestea expuse în biblioteca de la Unești. Vă mulțumesc! În continuare, cu scuzele de rigoare față de ceilalți invitați, o să dau cuvântul preotului dr. Eduard Pătrașcu, coordonator al Federației Biblice Catolice pentru zona Europa Centrală, care va prezenta lucrarea El era lumina adevărată care, venind în lume, luminează pe orice om. Scuze deja de la început, fie pentru întârziere, fie pentru plecare anticipată, fie pentru confuzionarea ordinii, poate a vorbitorilor, dar este o zi de sâmbătă extrem de aglomerată și trebuie să încerc să pun cap la cap mai multe lucruri. Sunt singur în parohie și știți bine că este perioada de construit de case, ca să ne mă rog, cu plăcere din nou să fiu aici, după ce am fost în ce anul trecut și felicit pe domnul primar și pe ceilalți organizatori pentru introducerea în evenimentul cultural și a părții spirituale, numai a părții tehnologice sau tehnice artistice, să numesc așa. Asta, partea să spirituală fiind acoperită de noi patru astăzi, în cuvântul protopop și ceilalți doi pe care, cu care le știm de anul trecut. M-am uitat pe titlul evenimentul de anul acesta și mi-a sărit în ochi cuvântul lumină. Era acolo lumini ale locului, exemple, și am văzut menționată chestiunea luminii și în cadrul, și în cazul construcțiilor pasive, se caută eficientizarea lor, sau vorbea domnul Gafte apoi de luminile și umbrele din inteligența artificială, ca să mai spun de lumina pe care Ștefan cel Mare și Sfânt o constituie în istoria poporului nostru, indiferent de umbrele care poate uneori sunt și ele pe acolo. Eu am să încerc să vă provoc astăzi la o mică joacă vis-a-vis de
lumină și întuneric într-un text pe care îl cunoaștem cu toții. O joacă mai degrabă cu cuvintele. Nu este și un pic așa, să spunem, reflecția ceea ce înseamnă pentru mine cuvintele în lumea asta, sunetele în general, dar mai ales cuvintele și mai ales cuvântul cu cât mare. Pentru că, până la urmă, lumina care provine de la cuvânt, ea rămâne neschimbată. Noi, traducătorii, mai introducem umbre pe aici, pe acolo, în această lumină. Pentru că nu suntem nici noi suficient de capabili să rădăm lumina care iese de acolo. Am pus în față, așadar, câteva versete din capitolul 1, din Evanghelia după Sfântul Ioan, faimosul prolog, că l-am auzit toții, cu toții, cu diferitele mici nuanțe pe care, repet, traducerile le au. Asta pentru a spune încă o dată și a vedea încă o dată până cu voi că omul, toți, suntem niște căutători de lumină. Poate din cauza întunericului pe care îl vedem în lume sau umbrelor, poate din cauza zorilor de întuneric din noi înșine. Nu degeaba însuși numele triplu, cuvântul de Dumnezeu știm bine, filologii știm bine, și nu numai că vine de la lumină. Se constată că la Dumnezeu omul se gândește mai cu seamă când întâmpină momente de întuneric sau de criză sau, știu eu, încearcă să se agațe de luminițele de dură, unde puține ori luminițe sau chiar simulacre de luminițe. Însă știm că omul are nevoie de lumină și dacă ar fi sigur și de cea adevărată, ar fi și mai bine. Un mic exercițiu de imaginație astăzi, atât nu era, un exercițiu de imaginație ar putea să ne ajute să ne dăm seama ce înseamnă în zilele noastre lipsa luminii sau sursei de lumină, curentul electric. Altădată știam, am prins ce însemna curentul cu porția. Sigur, astăzi există și alternativa curentului electric, care vorbeau domnul academician și ceilalți, care vine de la, poate să vină la panourile solare sau de la modurile de, mă rog, de curent electric. Oricum, să zicem așa, să le sintetizăm, curentul care vine de la inteligența artificială. O lumină care, într-adevăr, vine de aici, de la o inteligență artificială, adică făcută cu oarecare artă. Totuși știm prea bine că, în ceea ce privește intimitatea profundă a omului, sufletul, tot ce este artificial nu dovedește să susțină starea setea de lumină. Așa că v-aș provoca să ne îndreptăm spre ceea ce teologia, mă rog, și spiritualitatea o numește energia necreată, cea care singura, știm cu toții, dovedește a fi lumina viața omului în integralitatea ei. Și aș vrea să nuanțez aceste câteva afirmații, folosindu-mă de un text biblic de care deja am menționat, cunoscut de toți creștini, și l-aveți în față, într-o traducere, spunem a noastră, Bisericii Catolice, diferențele sunt minuscule. Eu doar am scos în evidență că doar în câteva versete apare de atâtea ori în această Evanghelie lui Ioan, spirituală, cum se numește ea, cuvântul lumina sau verbul a lumina. Amintiți-vă și trebuie să ne amintim că prima pagina Scripturii, primul lucru care este creat de către Dumnezeu la început este lumina. Nu vreau să spun că lumina din care este sugerată aici în Evanghelia după Sfântul Ioan, ar fi o creatură. Da? Ca să rămân și în paradigme dogmatice, că dacă nu, mă trezesc cu alte surprize. Dar este sugestiv că prima pagina Scripturii, Cartea Genezei sau Facerii, avem această lumină ca început al tot ceea ce înseamnă istorie. Și sigur, Evanghelistul Ioan speculează, sunt multe asemănări între cele două texte, nu o să intru astăzi în nicio exegeză, nici nu voi face neapărat o meditație, cum și cât mă pricep la asta, cu atât mai puțin o predică, ci, repet, o joacă de-a cuvintele. Așa ca pentru oameni mari, ce suntem noi, ca să încercăm să intuim ce comportă unele alegeri pe care le facem și de aici, lumina pe care o putem primi în dar, de la izvorul autentic al luminii adevărate.
Știți că există acel, în limba latină, acel ridendo, castiga mores. Eu azi zice ridendo illuminatur mores. Așadar, textul îl aveți în față. L-aș citi doar pentru ca să îl amintim. Dar aș vrea să dați primul slide, nu al treilea, că asta este o traducere ultraliterală pe care am făcut-o eu. Așa, dați pe acela. Adică să mergem la traducerea mai, care ne sună mai ușor. Nu încă, că celălaltă română. Încă o dată înapoi. Înseamnă că am salvat greșit. Ăsta. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era la început la Dumnezeu. Toate au luat ființă prin El și fără El nu au luat ființă nimic din ceea ce există. În El era viață și viața era lumina oamenilor. Și lumina în întuneric luminează și întunericul nu a cuprins-o. A fost un om trimis de Dumnezeu, iar numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mântuire ca să dea mântuire despre lumină, ca tot să creadă prin El. Nu era El lumină, ci a fost trimis ca să dea mântuire despre lumină. Și aici vedeți niște paranteze pătrate, iar voi reveni asupra acestei paranteze pătrate. Cuvântul era lumina oamenilor, care luminează pe orice om care vine în lume. Era în lume și lumea a fost creată prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la Isai, dar Isai nu l-au primit, însă celor care l-au primit, celor care cred în numele Lui, le-a dat puterea să devină copiii lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din voința cărnii sau trupului, nici din voința bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi și noi am văzut glorie sau slava Lui, glorie ca unicul născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Am spus că o să facem un pic o joacă de cuvintele. Am spus că acolo am pus acel cuvânt, cuvântul între paranteze pătrate. De ce? Pentru că el nu apare în textul grec. Textul grec, puteți să dați un pic mai înapoi să se vadă măcar aceste înjurături dat în viață, textul grec are direct verbul. Vedeți la versetul 10, încadrat în albastru, en to cosmo en. Mă rog, este mai degrabă prepoziția. În lume era. Întrebarea mea este, cine era în lume? Sau ce era în lume? Dați înapoi la textul în limba română, vă rog frumos. Din punct de vedere, să spunem, filologic, cine sunt dumneavoastră, știm bine că într-o la o frază unde nu avem un subiect explicit, trebuie să căutăm contextul pentru a vedea la cine se referă. Este o întrebare legitimă, nu este o întrebare retorică asta. La cine se referă era în lume? Dacă este în filmă, mai atent, vă rog să dați la celălaltă traducere în limba română, că am nuanțat mai multe acolo, așa aici. N-avem un subiect clar. Și un subiect explicit care este în zona noastră a frazelor, uitați la versetul 5 încolo, de fapt de la versetul 4, subiectul ar fi lumina. Sigur, toată tradiția ermeneutică și traductologică de la începuturile creștinismului au pus aici referința la cuvânt. Nu este nici de cum greșit, Doamne iartă-mă. Pentru că până la urmă, în textul acesta și nu numai în textul acesta și în toată Evanghelia după Sfântul Ioan, unde abundă termenul lumină, cred că se menționează undeva la 45 de ori, nu le-am numărat, dar de foarte multe ori apare cuvântul lumină, după cum apare și cuvântul Logos, cuvânt, dar nu mai puține ori, în Evanghelia după Sfântul Ioan, menționările la lumină și cuvânt sunt sinonime. Se referă la aceeași realitate, la același Iisus Hristos, cu alte cuvinte. Așadar, n-ar fi greșit să spunem că aici Evanghelistul are, sau poate avea ca subiect, lumina. Lumina era în lume, da? Și prin ea a fost creată lumea, amintindu-ne din nou de Geneză 1. Ce comportă lucrul acesta la nivel practic? Putem să ne gândim, având în fundal crearea omului și ținând cont că Iisus, cuvântul întrupat, se definește lumină, splendoarea Tatălui, dacă vreți, sau gloria Tatălui, putem să ne gândim că lumea a fost creată prin lumină și aici am intervenit și teoria Big Bang, dar nu intru neacă, nu mă pricep foarte tare,
Și că lumina este semnul în om al luminii, al luminii necreate. Până la urmă spunem și în greci, din cu toții despre Iisus, lumină din lumină. Ori, jucându-ne cu această interpretare, repet, ținând pe fundal că și cuvântul acolo are locul lui și ținând cont de sinonimia aceasta, scuzați-mi expresia, sinonimia asta ontologică, cu ce în jurături spun, din Evanghelia după Sfântul Ioan, putem să ne gândim că omul noi, fiind lumină din lumină, putem face prin ceea ce suntem ca să fie mai puțin întuneric în lumea asta. Ne-am uitat la Ștefan cel Mare, ne-am uitat la celelalte posibilități de lumină pe care și tehnica ni le oferă, ca răstrângerea inteligenței omului, inteligență, reverberație sau oglindire a lui Dumnezeu în noi, că asta este inteligența noastră, paranteză fiind spus, mai spun și prin biserică și unde merg, hai să folosim și inteligența pe care o avem. Numai că nu de multe ori, nu se folosește de multe ori, să știți, dacă ne uităm în lume, nu prea se folosește inteligența. Se merge un pic în virtutea unei inerții. Așa, e părerea mea, sigur, puteți să o împărtășiți sau nu, deși mulți o folosim, dar nu. Pe scară mare, inteligența uneori este lăsată într-un cont de umbră, în folosul sau, nu știu, dauna, cum se numesc, pornirilor sau, să zicem așa, tendințelor, zic, hai să folosim și asta pentru că este șansa noastră de a lumina această lume. Fiind creați din lumină, fiind reverberații a luminii, putem să dăm mărturie despre lumină. Nu numai cei din trecut, nu numai cei la care ne uităm acum, când istoria noastră constituie stele sau surse de lumină motivaționale sau mai puțin motivaționale. Aș putea să mă lungesc, o să las detalierea acestui conținut în ceea ce se va publica apoi. Mă apropii de încheiere și pentru că, repet, am dat peste cap dacă programul acesta și încerc încă o dată scuze. Aș vrea să închei cu o răscolitoare și totodată expresie plină de speranță a lui Marin Sorescu din finalul piesei de teatru de inspirație biblică, care se numește Iona. Acolo spune, chiar este, sunt ultimele expresii din această piesă, spune, gata Iona, răzduim noi cumva la lumină. De regulă ne uităm la luminile din trecut și aș provoca să, de ce să ne uităm și la luminile din viitor pe care am putea să le, sau care am putea să fim noi? De ce să ne uităm mereu la lumina altora? Amintiți-vă și de acel acea poezie superbă a lui Blaga. Eu nu strivesc corona de minune a lumii. Lumina, și trec mai departe, lumina, eu cu lumina mea sporesc a lumii taină. Și tocmai cum curazele ialbe luna nu micșorează, ci tremurătoare mărește și mai tare taina nopții, așa îmbogățesc și eu întunecata zare, cu largi fiori de sânt mister, și tot ce îmi înțeles se schimbă în înțelesul și mai mari sub ochii mei. Căci eu iubesc și ochi, și flori, și buze, și morminte, dar mai înainte de morminte să fie florile și ochii oamenilor eventual. E ceea ce, repet, vă provoc astăzi să ne gândim că putem și noi să fim lumină. Și e ceea ce și vă doresc, să răzbiți la lumină, la lumina din lumină. Și chiar dacă nu este noaptea de Paște, vă invit, veniți, mergeți, de luați lumină. De unde? Cred că s-a înțeles de unde. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, preotului Eduard Bărnașcu. În continuare, lumina Cuvântului lui Dumnezeu la Comănești va fi adusă de preotul dr. Costel Mare și părintele protopop de la Pocotopop, Iacul Boinești. Mai întâi de toate aș începe prin a spune că sunt onorat să iau parte la acest eveniment cultural. Aș
ajuns, după cum spunea domnul primar, la 13-a ediție. Ediție, iată, destul de înaintată, să spunem, deja o tradiție. Am putea spune aici, la Comănești, o tradiție frumoasă, care ne adună aici, într-un loc atât de frumos și, în același timp, atât de încărcat de istorie. Un moment la care organizatorii ne-au invitat și le mulțumim pe această cale, ne dă posibilitatea de a vorbi despre lucruri care ne așează într-o normalitate, am putea spune. Atunci când am ascultat primele intervenții, atât de actuale, și mulțumim pe această cale celor care ne-au adus în atenție lucruri actuale de care, sau cu care ne confruntăm fiecare dintre noi, mă gândeam cât de actual mai este mesajul Evangheliei, sau cât ar mai fi actual într-o lume, de ce să nu o spunem direct, din ce în ce mai grăbită și mai superficială. Și răspunsul, să știți că l-am primit atunci când am ascultat-o pe Teodora, personal. Mi-am dat încă o dată seama că vibrăm, din punct de vedere sufletesc, la acest miracol pe care ni l-a lăsat Dumnezeu, și anume arta de a cânta și de a lăuda pe Dumnezeu prin acest mod atât de impresionant și atât de plăcut. Și am văzut că omul, într-adevăr, nu este doar trup, nu este doar materie, ci este suflet, este energie, și lucrul acesta îl vedem dovedit și cei pasionați de fizică, capitolul fizicii cuantice este unul, știu eu, cel care ne prezintă în mod și științific ceea ce Scriptura afirmă de atâta vreme. Pentru că doresc să fiu cât mai scurt și să mă încadrez în timpul alocat, aș dori să vă prezint o temă care ne vorbește despre lumină. Punct deja atins de Părintele Eduard, într-un mod atât de interesant, și îl felicit pe această cale pentru prezentarea făcută. Am ales să vorbesc astăzi despre un text din Sfânta Evanghelie care ne vorbește despre lumină, și mai precis de la capitolul 8 din Evanghelia după Ioan, versetul 12, care spune: Eu sunt lumina lumii, cel ce îmi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. În aceeași Sfântă Evanghelie, în capitolul 1, versetul 4, pe care l-a amintit deja Părintele, Sfântul Evanghelist Ioan, după ce l-a numit pe Fiul lui Dumnezeu cuvânt și a spus că prin El toate s-au făcut, adaugă: Întru El era viața și viața era lumina oamenilor. Aș face o mică paranteză și v-aș spune că de multe ori este foarte ușor să vorbești și foarte complicat să trăiești. Am simțit lucrul acesta mai ales cu câteva zile în urmă, sau săptămâni, mai bine zis, 2-3 luni aproape, când am pierdut pe cineva foarte drag sufletul. Și mi-am dat seama la momentul acela că, într-adevăr, este foarte ușor să vorbești, foarte greu să trăiești astfel de moment. Și mi-am dat seama în același timp cât de binecuvântați suntem, pentru că pe lângă darul suprem al vieții, unii dintre noi avem unul și am primit darul
imens al credinței. Credința în astfel de momente, în Iisus Hristos răstignit și înviat, lumina oamenilor, este, dacă vreți, reazămul care te poate ține în astfel de momente și te poate susține în același timp. De aceea, tema abordată este în această cheie, ca dar al lui Dumnezeu, credința pe care am primit-o și am acceptat-o unii dintre noi. Așadar, cuvântul și lumina au între ele, referitor la textele amintite, și comunică viața, întrucât cuvântul și lumina au între ele iubirea și bunătatea. Cuvântul ca Fiul lui Dumnezeu iubește pe Tatăl și pe Duhul Sfânt, iar care ca atare poate arăta bunătatea și iubirea către oameni. Părintele Stăniloae, pe care îl voi mai cita în această lucrare, Sfântul Părinte Stăniloae, spunea că Fiul este legătura de iubire între Tatăl și Duhul Sfânt. Puntea de legătură. Și referitor la acest capitol sau la această idee, iubirea și bunătatea unui om se reflectă pe fața lui ca lumină. Pentru că e deschis celorlalți, pentru că se dăruiește lor. Și am întâlnit poate oameni de-a lungul timpului, personal vă mărturisesc că am întâlnit astfel de oameni, mi-a dat Dumnezeu această bucurie, pe fața cărora puteai să vezi lumină și să citești lumina în chipul lor. Acea bucurie a întâlnirii și acea bunătate și iubire pe care o manifestau și în mod verbal, dar pe care o puteai vedea și simți prin lumina chipului care se lășuia întru ei. Dacă iubirea și bunătatea iradiază din om ca lumină, cu atât mai mult iradiază din Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, devenind cuvântul comunicat, revelator, luminător și viitor în mod accesibil oamenilor. Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae spune în acest sens că Hristos este lumina de plină a omului. Lumină care arată nu numai ținta spre care e făcut, ci dă și putere să înainteze spre ea. Cu alte cuvinte, ceea ce amintea Părintele și-a lăsat să deducem fiecare dintre noi, noi nu putem fi lumină fără să fim conectați la lumină. Și anume la Cel care ne oferă lumina, Dumnezeu în treime lăudat. Iubirea Lui văzută ca lumină pe fața trupească a Lui, adică a Domnului Hristos, arată că materia poate deveni mediul comunicant al stării spirituale, poate fi transfigurată de spirit. Peste numai 3 zile, știm cu toții, Biserica Ortodoxă serbează unul din marile prasnice împărătești, una din marile sărbători, și anume schimbarea la față a Domnului Hristos pe Muntele Tabor. Acest moment al schimbării la față este, sau dacă vreți, ne vorbește foarte mult despre lumină și despre ceea ce susține Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în textul pe care Părintele l-a detaliat mai mult și nu vreau să revin asupra acestor aspecte. Momentul acesta al schimbării la fața Domnului Hristos este cel care le dădea apostolilor dovada anticipată a învierii și dumnezeirii sale și a mântuirii tuturor celor ce vor crede în El. Mai ales că după ce le-a vorbit despre moartea, ce o va avea de suportat, dar din care va învia, le produsese apostolilor o sminteală de natură să le slăbească credința în dumnezeirea sa. Hristos le arată astfel că între dumnezeirea sa și jertfa sa pe cruce nu este o contrazicere, ci că tocmai prin această jertfă se va arăta mărirea iubirii sale dumnezeiești. Umanitatea lui va deveni prin jertfa pe cruce, mediul al luminii dumnezeiești, strălucitoare, prin fața lui ca soarele, iar prin veșmintele lui ca zăpadă. Este o lumină care, deși se arată prin fața omenească materială, are totuși caracter spiritual, așa cum se arată lumina bunătății, după cum spuneam mai înainte, pe fața omului.
și cu deosebire în limbul Sfinților. Știți că în tradiția și în bizantină și nu numai, în iconografie mai precis, Sfinții zugrăviți au pe creștet acel nim, acea lumină care este semn al Sfințeniei care vine de la Dumnezeu. Hristos le arată astfel apostolilor că s-a coborât și se va înălța prin jertfă, nu numai pentru sine ca om. Și aici spunea un sfânt drag sufletului meu, Nicolae Velimirovici, un mare sârb, că Hristos nu a avut nevoie pentru El ca să învieze, ci învierea sa și ceea ce ne-a oferit prin învierea sa și prin jertfa sa răscumpărătoare, ne-a oferit-o din dar pentru noi. Sau ni le-a oferit aceste daruri nouă fiecăruia cei care dorim să ne împărtășim din ele. Și astfel în ceea ce privește aceste aspecte scopul prezenței lui Moise și Ilie care li se arată celor trei apostoli vorbind cu Hristos despre sfârșitul Lui, adică despre moartea și învierea Lui, care ele îi vor aduce Lui ca o strălucire asemenea soarelui, această prezență ne arată faptul că cei care vor crede, ceea ce înseamnă că a făcut aceasta, pentru cei ce vor crede în viitor în El. Și prin aceasta se arată atât faptul că din El, ca Dumnezeu, iese lumina prin umanitatea Lui, cât și faptul că lumina Lui nu e în contrazicere cu jertfa Lui. De asemenea, prin aceasta se arată că relația noastră viitoare cu Suprema Lumina Bunătății și Iubirii va fi o comunicare dialogică prin trup. Deci trupurile noastre vor viețui și ele în legătură cu trupul Lui și într-o comuniune tainică cu El prin trupul Lui. Același Părinte Stăniloae spune în acest sens că pe tabor ni se arată suprema apropiere a Lui Dumnezeu de noi. Însă, voi continua și voi spune că în Revelația din Vechiul Testament, glasul lui Dumnezeu se auzea din întuneric. Iar chiar pe fața lui Moise, după cum mărturisește textul scripturistic, stătea un văl de întuneric. Acum Fiul lui Dumnezeu însuși se arată în lumină, pentru toți cei ce cred, reflectându-se în lumina de pe fața lor. Căci iubirea arată mie de altul, căci iubirea arătată mie de altul trezește în mine iubire. Deci chiar și de pe fața lui Moise se înlătură întunericul, căci prin Vechiul Testament Fiul lui Dumnezeu, dacă se pregătește doar să vină, ca om între oameni, nu vine de fapt ca atare. Nici Tatăl nu le vorbește direct, ci numai prin proroci. Hristos cel înviat ca om le umple pe toate de lumină, căci peste toate se prelungește lumina Lui, reflectată în cei pe care îi iubește și cu care Fiul lui Dumnezeu a intrat în relație directă ca Dumnezeu făcut om. De bucuria sau comuniunea acestei iubiri directe nu se vor sătura în veci cei ce pleacă din această viață cu credința în Hristos. Aceasta o spune Petru atunci când pe muntele Tabor, după cum poate unii dintre dumneavoastră cunoașteți textul, spune la un moment dat Mântuitorului privind la imaginea pe care o va avea în față, Doamne, bine este să fim noi aici. Și propune Domnului Hristos acea propunere omenească, să-i spunem, să ne facem trei colibe aici, una ție, una lui Moise și una lui Ilie. Propunând astfel acele colibe, după cum știm, lumina aceasta a comuniunii îți oferă acel sentiment atât de profund de a fi mereu în prezența Lui, în prezența ei, în prezența luminii. Lumina comuniunii cu Hristos este nesfârșită, ca și bucuria ce o procură. E o mistică a luminii, această înaintare nesfârșită în lumina iubirii lui Hristos. Aș mai continua să spun că această legătură și această înaintare nesfârșită a luminii iubirii lui Hristos o trăim fiecare dintre noi și o trăiește cel care prin rugăciune neîncetată ajunge să-L vadă pe Hristos strălucind din inima sa, unită cu cerul. Și vă spuneam de acele persoane pe fața cărora se vede acea lumină, acea lumină izvorâtă din bunătatea și iubirea pe care o au ca
virtuți ce îi renobilează sufletul. Mistica ortodoxă este o mistică sau o taină a luminii, nu a întunericului. Întuneric nu se poate înainta. În toate slujbele noastre se vorbește de lumină și în conținutul darurilor mijlocite de ele se înaintează la nesfârșit. Același părinte, Sfânt Pilindu Stăniloae, spunea la un moment dat referitor la acest aspect pe care l-am amintit, lumina care va iradia din Hristos în neamul și în veacul viitor, umplându-i pe toți de lumină sau făcându-i pe toți lumină, nu va anula trupurile. Dar lumina în care se văd face să nu se mai simtă spațiul. Lumina învinge spațiul fără să desfințeze persoanele ce se comunică prin lumină. Hristos, continuu să spun, nu s-a mulțumit să convingă pe ucenicii săi numai prin învățătură. Că el a depășit legea inexplicabilă a închiderii oamenilor prin naștere și moarte într-o viață redusă la cea din lumea aceasta. Ci le-a arătat și în mod vizibil că este persoana dumnezeiască a umanității. Pentru a o duce și pe aceasta în eternitate, deci în lumina sensului de plin. Poate de aceea Sfântul Maxim Mărturisitorul numește lumina care a apărut Hristos pe Tabor, simbol prin care a descoperit dumnezeirea mai presus de minte, aducând pe ucenici la adevărata înțelegere a Scripturii. În concluzie, voi spune doar atât, că Iisus Hristos, Domnul nostru, este adevărul și, ca atare, sensul vieții noastre. Întrucât cel ce este viața în sine, întrupându-se ca om, i-a dat și omului viață veșnică, scăpându-l de moarte. Fără Hristos, adică fără Fiul lui Dumnezeu întrupat ca om, lumea întreagă și existența oamenilor în ea ar fi fără sens. El s-a făcut prin întrupare, lumina lumii, sensul ei. Așadar, acesta este, de fapt, mesajul, sau dacă vreți, ceea ce spune Mântuitorul Hristos atunci când spune că eu sunt lumina lumii. Cu alte cuvinte, Hristos este sensul lumii acestea. Și cred că cel mai bine, mai departe de cuvinte, este atunci când încercăm să experiem fiecare dintre noi acest adevăr. Momentul în care stăm departe, este ca și atunci când privești la un coș cu fructe sau la ce bunătăți doriți dumneavoastră și rămâi doar la acea frumusețe, poate, care este zgrăvită pe un tablou, cum vedem și aici, dar fără să te atingi, fără să puști. Gustați din Domnul, cum spune psalmistul, și veți vedea că este bun și că atunci când vom experia fiecare după măsura posibilităților fiecăruia dintre noi. Știți, darul cel mai frumos pe care ți-l oferă Dumnezeu, în afară de darul vieții și darul credinței, este și acesta, că suntem unici și repetabili înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi suntem persoane unice. Nu semănăm unul cu celălalt. Oricât ne-am străduit, chiar și gemenii, după cum bine știți, sunt studii care arată, chiar dacă fizic seamănă foarte bine, îi diferențiază alte lucruri. De aceea, înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi suntem unici și repetabili. Și ceea ce este și mai interesant este faptul că Hristos a venit pentru fiecare dintre noi. El s-a jertfit pe altarul Golgotei, nu numai pentru un neam, nu numai pentru un timp, pentru un veac, ci pentru fiecare dintre noi. Și cred că, și cu aceasta chiar închei, această întâlnire la care am participat și la care mă bucur că am luat parte, este și un mod de a privi lucrurile într-un cadru al normalității. Faptul că ne putem vedea aici împreună și să vorbim despre lucruri care nu neapărat că sunt pe același palier, însă ele sunt complementare. Așa cum spuneam la început, nu putem neglija partea sufletească. Omul nu este doar trup, ci este și suflet. Suflet nemuritor. E acea scânteie divină pe care fiecare dintre noi am primit-o odată cu conceperea noastră. Repet, este o stare de normalitate și mă bucur că ne întâlnim împreună
și că putem să vorbim, iată, pe aceeași temă și să găsim atât de multe, știu eu, conotații ale luminii, nu numai din punct de vedere teologic, și din punct de vedere material. Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit această posibilitate de a mă adresa unui public atât de frumos și de elevat. Și nădăjduiesc și sper ca fiecare dintre noi să plecăm astăzi mai îmbogățiți. Nu neapărat în a avea, ci mai ales în a fi. Doamne! Mulțumim părintelui protopop Costel Mareș și îl asigurăm că prezența dumnealui astăzi la acest eveniment este deosebit de apreciată. O să reluăm lucrările simpozionului, invitându-l la cuvânt pe domnul general în rezervă, Vasile Florea, președintele filialei județene a Asociației Naționale a Veteranilor de Război, care va prezenta lucrarea Elisei Matei, studenta Mulbului, Universitatea Hiperion, cu filmul Craiul Odobești. Domnul general, aveți cuvânt. Ca să mă deosebiți de domnul Geal Apostol, eu sunt geal de flotila aereană, adică am doar o stea. Pe când însă are patru stele, diferența e ca de la cer la pământ. Adineori, ați fost la un pas de vedea un general dansând vals. Am învățat de la prietenul meu Nicolae Roca cum să sparg monotonia. Și pe melodiile simpatice noastre studente, am vrut să invit o doamnă la dans. Ați fi râs de mine, dar spărgea monotonie, era și o chestie bună, una bună, una rea. Eu o să vă prezint dumneavoastră un filmuleț care are doar 16, care durează doar 16 minute. Filmulețul se referă la istoria comunei Odobești. De ce? Eu sunt născut și crescut în comuna Odobești, studentul de la Facultatea de Regie Film, Universitatea Hiperion din stânga mea, are pe bunicul lui născut, trăit în Odobești, ne-a legat aceste chestiuni și am să vă spun în ce constă legătura într-un mod original. Legătura constă printr-un citat din Biblie, vi-l spun acum și urmează să vi-l explic. În Biblie zice așa, bătrânii întineresc ca vulturii, eu fiind bătrânul, el vulturul. Și am să vă spun cum întineresc. Nu mă refer la conținutul filmului, că o să-l vizionați. Eu sunt comentator pentru că am scris monografia cu Neodobești și el a crezut că cel mai informat de acolo, noi fi cel mai informat, așa apreciat băiatul, iar el are partea artistică. Și vă spun că am făcut multe ore de filmări ca să scoatem filmulețul ăsta și veți aveți în față, după părerea mea, pentru că eu am 30 de ani de învățământ și am mirosit pe studenți și am stat lângă ei, de aceea am și acum unul lângă mine, o să aveți un regizor de mare calibru, despre care veți auzi în România. O să vedeți și în film și o să vă convingeți. Eu doresc în introducere să spun doar două idei. Prima idee este că am încercat, prin filmul ăsta, să creiem o stare de spirit. Păcat că au plecat părinții, că vreau să îi atac o leacă, să le spun și alte chestii când au spus dânsii. Și al doilea lucru, să-l prezint pe student în viziunea acelui citat din Biblie. De ce spun eu că am încercat să creăm o stare de spirit? Eu de câtva timp m-am convins, citind câte ceva, că spiritul mișcă munții din loc. Nu că ne-a spus Eminescu care l-a studiat pe Kant și Schopenhauer, ci pentru că lucrurile așa stau. Și eu, ca atunci ce domnul a venit unul aici și ne-a zis că spiritul este primordial față de materie, trebuie să mă credeți. Vă aduc patru argumente. Primul, s-a mai zis aici, la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul în Evanghelia după Ioan. Păi cuvântul nu este de origine materială, este de origine spirituală și dacă era el la început, deci avea primordialitate față de materie. Al doilea argument, s-a mai zis aici, eu vă zic alte versuri din Blaga. Blaga, care era un filozof cu sistem propriu de filozofie, care era și poet, nu toată lumea știe că era și teolog. A făcut și facultate de teologie. Și în mirabila sămânță pe care toți am învățat în liceu, îl zice așa,
Eu nu strivesc corola de minunea lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea, pe flori, pe ochi, pe buze sau morminte. Aceste patru elemente sunt taine ale ortodoxiei și sunt de origine spirituală, nu materială. Flori înseamnă frumusețe, ochi înseamnă cunoaștere, buze înseamnă iubire, știm cu toții, și morminte înseamnă moarte. Alt argument, Eminescu. Nu se poate să nu-l folosim pe Eminescu într-o asemenea situație, mai suntem în Moldova. Zice, o mamă dulce, mamă din negura de vremi, pe freamătul de frunze la tine tu mă chem. Și știu poezia până la capăt, dar negura de vremi nu este o negru, o pâclă care o vedem noi dimineața când este răcoare toamna. Este negura de vremi și metafora adâncă. Și zice, pe freamătul de frunze, imaginați-vă cum este freamătul frunzelor, putea să zică, pe covorul de frunze la tine tu mă chem. Și pentru că eu sunt băcăuan, îl dau ca exemplu și pe Bacovia. Bacovia zice așa, de atâtea nopți aud plouând, aud materia plângând. Cum plânge oare materia? Este o componentă spirituală, nu este materială. Deci și Bacovia are elemente de spiritualitate. Sunt singur și mă duc un gând cu locuințele lacustre. Sau, zice Bacovia, mai dau un exemplu, plouă vreme de beție și să asculți pustiul, ce melancolie. Frumos o fi să asculți pustiul, dar și interesant, cum să ascultă oare pustiul? Este tot o componentă spirituală. Sper că am argumentat prima idee. A doua idee este prezentarea studentului, dar am să încep cu traducerea acelui citat din Biblie care zice că bătrânii întâlnesc ca vulturii. Vulturul trăiește cam 40 de ani. L-am dat ca exemplu la inaugurarea spitalului din Comănești, unde m-a invitat domnul primar. Și după 40 de ani se îngreunează penele, se îngreunează picioarele, nu mai poate să zboare, nu mai poate să mănânce, are un ciocul foarte mare și se retrage între stânci și știți ce face? Dă cu ciocul într-o stâncă până iese sângele. Și asta durează cam o săptămână. Știți care este scopul acestei perioade? Ține post, că nu mai poate mânca. Și după o săptămână începe să se refacă cu toate componentele pe care le-am spus și mai trăiește încă 30 de ani. Adică 70 de ani cât are spitalul din Comănești, a cărui părinte este domnul primar. Ei, studentul nostru, care este, v-am spus, la Facultatea de Regie Film, a realizat componenta artistică a filmului pe care urmează să-l vedeți. Eu vă rog să fiți de acord, să nu vorbesc eu despre el și să-i dau cuvântul să vă spună și el câteva lucruri. După care o să vă invităm să vizionați filmul, care sper să vă facă plăcere. Mulțumesc! Doamne, ce frumos vorbește domnul general, mai ales când mă laudă. Vreau să spun că la începutul săptămânii am avut de filmat câteva cadre de epocă la care domnul general a participat cu entuziasm și m-a ajutat. L-am pus să-și lase mustață, l-am îmbrăcat în costum de epocă, l-am ținut de sculți pe toate dealurile și văile. A făcut un sacrificiu care mi-aduce aminte de bunicul meu, care în urmă cu ceva timp a trecut la cele veșnice. Bunicul care am parcurs această pasiune față de a face film, chiar în satul acesta în care el s-a născut, satul Odovești, despre care filmul ne vorbește, dar mai mult decât atât, ne vorbește despre... E de fapt vorba despre satul copilăriei mele, acolo unde, sub atenta îndrumare și creșterea bunicilor mei, pe văile și dealurile și meleagurile acestui sat, mi-am imaginat cu ochii minții, mi l-am imaginat pe voievodul Ștefan cel Mare, în fruntea ostașilor, pornind la atac împotriva oștirii otomane. Bineînțeles, am ajuns să și realizez într-un fel sau altul această idee prin acest film. În ceea ce privește costurile de producție ale filmului, s-au ridicat la o sumă destul de mare, pe care am asigurat-o din colecția personală de antichități, pe care trebuie să o precizez, pentru că a avut un scop important. Și a vândut și sărbiile, să știți. Da. Au fost vândute vreo două sărbii, câteva decorații ca să pot să-l realizez.
un spectator mi-a spus la un moment dat că unele cadre, cadrele de luptă cu sălii medievale, armuri și așa mai departe din acest film, crede că le-aș fi luat din filmul Gladiatorul. Vreau să vă asigur că toate cadrele pe care le veți vedea, inclusiv cele de luptă cu casa în flăcă și așa mai departe, sunt realizate de noi, de echipa mea, inclusiv muzica acestui film. Și vreau să urmărim până la final pentru aprecierea pe care aș vrea să le purtăm întregii echipe care astăzi nu au putut participa. E vorba de aproximativ vreo 50 de membri. Vizionare plăcută și vă rog să stingeți luminile.
doresc să vă relatez un eveniment foarte important și vizează doar satul Rodobești. Cercetătorii de la Muzeul de Istorie din Bacău au aflat că exista în sat un cetățean pe nume Gheorghe Cristea, care deține un document de pe timpul lui Ștefan cel Mare. Documentul este unicat în țară, în sensul că s-a păstrat din neam în neam. Că noi mai avem documente așa de vechi păstrate la curțile domnești, dar din neam în neam păstrate acasă la cineva, nu mai avem. Ștefan cel Mare obișnuia ca toate localitățile pe care Moldova le avea atunci să numească o căpetenie locală, care căpetenie se ocupa cu adunarea cetățenilor care formau oastea cea mare, că Ștefan avea oastea cea mică formată din luptători profesioniști, dar el pleca la luptă făcând oastea cea mare. Și așa ajungea să facă 30.000, 40.000 de luptători cu care mergea să-i întâmpine pe turci în diferite locuri, unde până la urmă el, ca strateg, Ștefan cel Mare, a hotărât să-i atragă pe turci în foarte multe războaie, foarte multe bătălii. Aici la Odobești, căpetenia se numea Ionu Doabă. Și vreau să vă spun că Ionu Doabă era într-adevăr o personalitate, pentru că la vremea de atunci el era mai răsărit decât alți cetățeni, în sensul că avea mai mult pământ, era mai înstărit. Era cunoscut și ca un bun organizator, ca să folosim în termeni de astăzi. Era un om care se îngrijea ca fiecare cetățean să aibă în curtea lui o armă de luptă. Și când era vorba că trebuie să plece lupte, fiecare le avea gospodărie, le lua și pleca. Când a primit sarcină să pregătească luptătorii, s-au înarmat cu ceea ce avea el la îndemână și a fost însoțit de circa 20 de luptători din satul Odobești și de 15 luptători din satul Ciutulești. Și revenim la Ștefan cel Mare, care, trecând pe aici prin zonă cu luptătorii lui veniți din cetatea Sucevei și pe care i-au mai luat din județul Neamț, luptătorii din Odobești de Ciutulești s-au arătat Ștefan cel Mare și au plecat spre vasul lui, acolo unde Ștefan a hotărât să-i aștepte pe turci. Bătălia a fost o adevărată strategie militară și a stabilit un detașament de toboșari care de regulă știau și turcii că erau folosiți pentru a da direcția de mers a trupelor proprii, dar Ștefan de fapt i-a dus pe luptătorii turci pe o vale care era plină de ceață și românii care erau pe cele două părți ale văii i-au prins ca într-un clește și acolo au fost măcelăriți, așa cum se știe, 40.000 de turci. Acestei păduri numită Dealul Mare și a făcut un popas, în termenii vremii se numea scaun. Și a fost făcut cu scopul ca, folosindu-se de notarii lui, de specialiștii pe care avea scriere și pe pere de vițel, s-au emis acte de proprietate pe care Ștefan cel Mare l-a făcut și l-a reeditat pentru Rareș, în primul rând pentru luptătorii care l-au însoțit și din Odobești și din Ciutulești în bătălia de la Vaslui. Și cele mai vechi referiri la acest pământ dat de Ștefan cel Mare și mai ales pe linia lui Ionu Doabă și a celor doi copii și patru nepoți al lui Ionu Doabă le am de la 1600, când un cetățean pe nume Lupu Năcuță, care avea atunci 120 de ani, vorbește exact despre această moșie Odobești dată lui Ionu Doabă și împărțită pe din două pentru cei doi copii. Pe versul documentului, Achiță Cristea, care la 1902 era primar în comuna Odobești, a scris așa: eu sunt urmașul lui Mărgelat. Deci Mărgelat era unul din fiii lui Ionu Doabă. Și a zis, lasă acest document generațiilor viitoare. Și din neam în neam s-a transmis că ei se trag din Mărgelat, care este fiul lui Ionu Doabă.
După ce Ștefan cel Mare a plecat, ei au început să lucreze pământul și au primit sarcină de la Ștefan cel Mare să construiască, conform tradiției, o mănăstire în acea pădure de Alu Mare, situată între cele două sate, Ciuturești și Oldovești, de unde au plecat, de fapt, cele două grupuri de luptători ca să lupte alături de Ștefan cel Mare la Vaslui. Eu, pentru prima dată, am văzut această locație când încă mai existau resturi de ziduri de 50-60 cm când eram elev de liceu. Dar asta era în urmă cu 50 de ani. Mănăstirea, în primul rând, înseamnă un titlu de mândrie, că era construită în cinstea unei mari victorii. Victorie la care au contribuit și localnicii din cele două sate. Deci a fost, dacă vreți, din ce am găsit în documentație, primul lăcaș de închinăciune foarte important din zona noastră. Cred eu că era și o avere spirituală a sătenilor. Ei se mândreau, domnule, noi avem o mănăstire construită de pe timpul lui Ștefan cel Mare. Oriunde ar fi mers în satele vecinate, pe la târguri, cum se practica atunci, ei vorbeau despre mănăstirea lor. Deci era și un titlu de mândrie, nu numai așa de un loc de închinare sau de rugăciune. După 100 de ani, înțelepții satului, ca să zicem, sau bătrânii satului, s-au întrunit, au discutat în mai multe rânduri și au zis așa: domnule, de ce să zicem noi satului nostru Verișești? Pentru că avem mai multe motive să-l denumim altfel. Și exista un deal care există și acum ca denumire, care se chema Odob. Există, de asemenea, pârâul Odob și datorită căpeteniei locale de pe timpul lui Ștefan cel Mare, care se numea Ion Odoabă. Fiind aceste trei argumente, domnule, haide să-i spunem la satul Odobești. Și vreau să vă spun că de atunci și până astăzi satul s-a numit și se numește și acum Odobești și este, bineînțeles, ca să zic așa, în ghilimele, capitala comunei Odobești. Spuneam că un neam nu trebuie să rămână fără rădăcini. Nicolae Iorga compara un neam cu un copac. La un copac, dacă îi tai rădăcinile, copacul se usucă. La un neam, dacă îi tai rădăcinile, și care sunt rădăcinile? Rădăcinile sunt istoria și cultura națională. Deci dacă rămânem fără istorie și nu ne știm istoria și fără cultură națională, dispărem ca neam. Pentru odoveștenii noștri, un gând ar fi așa: să ne rugăm la Dumnezeu ca să se mai întoarcă dintre românii plecați în afară. Ei s-au întors temporar și au făcut case frumoase în satele noastre, le-au lăsat pentru orice eventualitate și au plecat. Dar dacă nu se întorc ca să se întinerească satele, satele îmbătrânesc și încet dispar. Iar odobeștenii care acum sunt și care sunt oameni în vârstă, sunt mândri de faptul că au rădăcinile către Ștefan cel Mare și mult mai adânc, și mândria lor de răzeși ar trebui să se manifeste și prin venirea celor de afară care să facă ceva astfel încât satele astea să fie pline de tineri cum erau pe vremuri.
onoare, îl invităm la microfon pe domnul colonel în rezervă Costel Ciupercă, președintele filialei județene Bacău a Asociației Naționale a Rezerviștilor Militari din MAPN, care ne va prezenta lucrarea Băcăuanul Nicolae Șova. Domnule colonel, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos! Stimate domnule subprefect, stimate domnule primar, vă mulțumesc frumos că îmi dați posibilitatea să-mi exprim admirația pentru un mare băcăuan, un strălucit fiu al oștirii români, Nicolae Șova. Onorată asistență! Nicolae Șova este legat de Bacău prin mai multe fire. În primul rând, chiar asociația pe care o reprezint se numește General Nicolae Șova. Apoi, școli și străzi din județul Bacău îi poartă numele și mai presus de asta, cu el ne mândrim și este un argument împotriva celor cărora încă continuă să denigreze armata română și bravi ei oșteni care s-au acoperit de glorie pentru apărarea suveranității și independenței naționale. Am plecat și de la considerentul pe care Nicolae Iorga l-a arătat, e bine să îi se vorbească unui popor de oameni mari. Nicolae Șova s-a născut la 8 noiembrie 1885 în comuna Podul, județul Bacău, și după ce a terminat liceul, s-a înscris la școala de ofițeri de infanterie și cavalerie din București. A absolvit această școală și a fost repartizat la regimentul 27 infanterie, unde s-a remarcat datorită spiritului său organizatoric, exigenței, dar și grijii față de subordonați, a avut cunoștințe temeinice pe care le-a folosit cu pricepere în instruirea subunității pe care o comanda. Mai departe, în 1912, merge la școala specială de infanterie pe care o termină și este avansat la gradul de locotenent. Ia comanda unei companii de mitraliere care s-a distins în bătălia pentru București, parcurgând apoi durerosul drum al retragerii armatei române până la porțile Moldovei. A participat la eroice lupte de pe Valea Râului Pralea din ianuarie 1917, la efortul eroic depus în iarna aceluiași an pentru reorganizarea armatei române și refacerea potențialului combativ al armatei. Din 20 1917 și până în preajma sfârșitului bătălii de Vale, va contribui din plin la instruirea pe baze moderne a multor contingente de ostași în cadrul Centrului de Instrucție Armatei a II. Cu această subunitate se va acoperi de glorie în luptele grele desfășurate în luna iulie 1917 în zona Oituzului, sectorul Cireșoaia. De la 1 august 1917 este numit șef al biroului operații din divizia 7 infanterie, iar mai departe a avansat la gradul de major și în anii 1918-1919 lucrează în statul major al corpului 6 armată. Bogata sa experiență de combatant, de participant direct la clângele încleșteri prin anii superiori în efective și tehnică, crud și perfid, i-a fost în mod necesar și fericit completată cu cursurile școlii superioare de război pe care le urmează între 1919-1921. La absolvirea acestor cursuri a fost repartizat la statul major al diviziei 2 Vânători de Munte. Apoi la inspectoratul de armată în anii 23-24, la comandamentul 6 teritorial între anii 24-27 și în această perioadă a fost avansat și la gradul locotenent colonel. Între 1927-1921 îndeplinește funcția de ajutor al comandului regimentului 83 infanterie, iar după aceea ajunge sub șef la statul major al corpului 6 armată. În 1931 se secretează funcția de comandant al regimentului 83, unde va rămâne până în 1934. Între anii 1935 și 1938 îi se încredințează misiunea de mare răspundere de atașa militar la Viena, unde a reprezentat cu cinste interesele țării și a adus importante servicii întăririi capacității de apărare. Este chemat în țară, avansat la gradul de general și este numit comandant al brigăzii 20 infanterii.
apoi directorul al personalului din Ministerul Apărării Naționale și, în final, secretar general al Ministerului Apărării Naționale. Chiar dacă sunt plictisitoare aceste date, arată ascensiunea fulminantă pe care a avut-o acest brav ofițer, datorită pregătirii lui și datorită prestanței pe care o avea asupra subordonaților. De la 10 ianuarie 1941, îi se încredințează comanda diviziei 1 gardă, care va, și va rămâne în această funcție până în 20 februarie 1943. Ordinul generalului Antonescu, Vordon trece Sprutul, a început să fie îndeplinit conform planului în dimineața zilei de 4 iulie 1941, când divizia de gardă forțează Sprutul la Fălciu și, după lupte grele, a cucerit un cap de pod în zona localităților Țiganga, Spăinești și Epureni, cap de pod care a favorizat mare unități ale Corpului 5 Armată să treacă la ofensivă și ulterior să ajungă 26 iulie la Nistru. Împreună cu mare unități armate a 4-a, divizia de gardă va participa apoi la grele lupte pentru cucerirea Odesei, având chiar pierderi deosebite de 34% din efective, 10% din artilerie, 18% din mitraliere. La 1 noiembrie 1941, însă divizia de gardă este adusă în țară și primind alte însărcinări. Dar energia, competența și profesionalismul de care a dat dovadă general Nicolae Șova, comandă diviziei de gardă, în luptele pentru eliberarea Pasărabiei, vor fi unanim recunoscute atât de șef cât și de subordonați. Și faptul deosebit de important, vor fi apreciate și reținute de sovietici. Dând dovadă de un curaj legendar și bărbăție, generalul Șova i-a întotdeauna găsit în zonele fierbințe ale bătăliilor, acolo unde se hotăra dezvoltământul acestora. Exigent, dar drept. Găsea întotdeauna timp să-și asculte subordonații, să dea un sfat, un îndemn, să-i îmbrățișeze în luptă, împărtășind cu ei toate greutățile. În anul 1942 este avansat la gradul general de divizie, iar în 1943 este numit subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naționale pentru Marină. În această demnitate, de înaltă răspundere, în anii de grea cumpănă pentru neamul românesc, general Nicolae Șova a depus eforturi considerabile pentru asigurarea capacității combative a marinii militare, pentru conservarea potențialului șantierilor navale românești, limitarea urmărilor bombardamentelor aeriene, sprijinirea acțiunilor desfășurate de trupele noastre în retragere. Pentru meritele sale, în 1944 îi se acordă gradul de general de corp de armată. Dar vine 23 august 1944, când este înlăturat de la conducerea Ministerului Apărării Naționale și consacrarea general Nicolae Șova ca militar, ca bun comandant și profesionist de excepție, are loc și în perioada 1944-1945, când este numit la comanda Corpului 7 Armată. Corp care a participat în Banat la marile bătălii împotriva naziștilor și hortiștilor și mai departe a desfășurat grele acțiuni de luptă pe teritoriul Ungariei, unde a participat la forțarea Tisei, la operațiunea Budapesta, ținând cont că capitala Ungariei fusese transformată de trupele hitleristo-hortiste într-un puternic centru fortificat, adânc eșalonat cu 3 poziții semicirculare, sprijinite pe Dunăre, orientate spre est și alcătuite din cazemate, câmpuri de mine, tranșia de posturi, țele de sârmec, etc. Totuși, prin lupte grele, în ofensiva din 18 noiembrie, Corpul 7, sprijinit și de trupele sovietice, a reușit să străpungă primele două linii de apărare și să ajungă până la sfârșitul anului 1944 la intrarea în Budapesta. Odată pătruns în Budapesta, trupele noastre au dus lupte grele pentru cucerirea hipodromului, poștei centrale, gării de est, a cimitului Kerpenes și așa mai departe. La 15 ianuarie 1945, când acțiunile ofensive erau în plină desfășurare, Corpul 7 Armată primește ordin de a-și regrupa marile unități în vederea angajărilor în luptele din Slovacia. Cu toate că un asemenea ordin nu avea niciun fel de justificare, mareșalul Rodion Malinovski a ținut neapărat ca victoria eliberării capitalei Ungariei să revină întreagă doar trupelor sovietice. Era și acesta un mod tovărășesc de a strata aliatul pentru a nu se uita că armata română era în viziunea conducătorilor de la Kremlin, o rudă săracă, ce trebuia să-i mulțumească cu ce rămânea
și pe front, dar mai târziu la masa tratativelor de pace. Pentru eliberarea capitalei Budapestei, corpul 7 armată a plătit cu 11.000 de ostași români care și-au dat viața pe aceste meleaguri departe de patria natală. Cariera militară a generalului Șova însă se apropia de sfârșit. În viziunea învingătorilor, toți cei care participaseră la campania din Est și generalul Nicolae Șova nu era datuitorii, s-au făcut să reparte din guvernul mareșalului Antonescu, trebuiau să plătească. Să plătească pentru că slujiseră țara cu credință, neamul și comandantul. La 1 februarie 1945, generalul Șova e chemat în țară și la 24 martie este trecut în rezervă. În 6 februarie 1948, este condamnat la 10 ani temniță grea, degradare civilă pe același termen și confiscarea averii în folosul statului. El a acuzat și vinovat de dezastru țării și fusese arestat preventiv la închisoarea Bătărești. Aceasta era răsplata răzită de guvernul comunist instaurat cu sprijinul Moscovei la București pentru general român care aproape 38 de ani slujise fără prejet armata română și luptase pentru făptuirea României mari și apărarea frontierelor acesteia. Și asemenea generalului Șova au plătit și alte câteva mii de generali, ofițeri, subofițeri a armatei române care n-aveau altă vină decât și-au slujit țara participând la campania din Est. Strălucirea coloanei României, a stelei României, a altor ordine și medalii românești și străine pălise în fața negrului destin curăit de cei deciși să hotărască soarta României după război. Trist și îngrijorat de viitorul țării și al oștirii sale sfârșește din viață la 14 martie 1966. Dar poate conștiința păcată, el și-a făcut datoria și numai datoria de ostași român care nu cunoaște decât un stăpân țara. Totuși, în 1964 a fost reabilitat și culmea a primit și un ordin 23 august clasa a doua. Ceea ce nu s-a întâmplat nici atunci și nici mai departe cu un general sau ofițer român. Deși el fusese condamnat pentru crime de război, făcându-și, mă rog, fiind închis între anii 1946-1956. Așa cum am arătat, a trecut în neființă la 12 martie 1966 și a fost înmormântat cu toate onorurile militare în cimitirul Ghencea Militar din București, lângă generalul Constantin Avrișanu. A rămas în amintirea celor care l-au cunoscut, nu numai ca un brav conducător de oști, ci și ca un titor de așezăminte religioase, între care cea mai importantă este Biserica din Ivești, județul Galați, dedicată în memoria celor 2100 de eroi al diviziei 1 Gardă, care s-au jertfit pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord. În semn de omagiu, școala numărul 1 din Poduri poartă numele de general Nicolae Șova, iar o stradă din Moinești și o alta din Bacău îi poartă de asemenea numele ca și fostul corp 7 armată care a obținut importante victorii pe câmpurile de luptă. A fost considerat un ofițer model al armatei române, apreciat pentru calitățile sale de comandant, pentru bravură în luptă, primind înaintări în grad la excepțional. Ferm și neplecat, disciplinat, cu cunoștințe militare și generale dezvoltate, hotărât și cu curaj opiniei sale, minițios în lucrările sale și pe ale cărui servicii și cunoștințe se poate conta în orice împrejurare, ca brav și priceput ofițer de război, scria generalul Vasile Atanasiu despre acest brav ofițer armatei române, printre marii noștri generali de război, care vor fi înscriși în istoria neamului nostru și al cărui nume va fi înscris printre eroii săi. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi pentru omagiul adus generalului Băcăuan Nicolae Șova de domnul colonel Ciupercă. În continuare, îl invităm la cuvânt pe domnul Romulus Dan Busnea, jurnalist, inspector de specialitate în cadrul Serviciului Public Județean pentru promovarea turismului și salvamont Bacău, care ne va prezenta lucrarea, Mihai Mireanu, fondator și redactor al primului ziar care a apărut într-o stațiune din România. Mulțumesc și mă mulțumesc de invitații adresate de Asociația Cultura Științifică Dumitru Ghica și de autoritățile locale
domnului primar Viorel Miron. Onorați invitați, onorat auditoriu, o să aveți parte de o premieră astăzi, pentru că este pentru prima oară când mă adresez public cu acest proiect, care la fel apare în premieră, difuzat deocamdată online în cotidianul, în ziarul Deșteptarea, precum și pe site-ul serviciului nostru de județean de turism. Este vorba de primul ziar care a apărut într-o stațiune din România, Curierul Sfânicului Moldova. Tipul fiind Mihai Mierealu, fondator și redactor al primului ziar care a apărut într-o stațiune din România, la Sfânicul Moldova, bineînțeles. Binecunoscută pentru efectele curative ale izvoarelor sale minerale, pentru aerul ozonat și frumusețile naturale unice, stațiunea Sfânicul Moldova a fost și în vremurile de odinioară una dintre cele mai căutate, mai apreciate și mai promovate stațiuni balneare din țară și din străinătate. Să nu uităm că în urmă cu 50 de ani, adică în 1974, datorită beneficiilor sale terapeutice și contractelor de servicii turistice încheiate cu mari agenții de turism din Europa, precum TUI din Germania sau Saga din Finlanda, Sfânicul Moldova a devenit stațiune turistică și balneo climatică de interes internațional. Și așa, ca o scurtă paranteză, firma germană TUI, care activează în domeniul turismului, a fost înființată în 1968 prin asociarea patru firme mai mici, companii care deține 3500 de angajați, de agenții de turism și peste 120 de avioane și 285 de hoteluri. Un profit pe care l-a înregistrat firma în 2013 a ajuns la peste 187 de milioane de euro, iar TUI a fuzionat în urmă în 2014 cu subsidiara sa din Marea Britanie, TUI Travel, cu sediul în Germania. Asta am făcut o scurtă paranteză, vedeți cam ce impact și ce a însemnat o adevărată firmă, agenție de turism la nivel european. Proiectul ziarul Curierului Sfânicului Moldova, principalul promotor al imaginii stațiunii Sfânicului Moldova în perioada de dinainte și de după prima mare conflagrație a lumii demarată în luna iulie 2022 și dedicat binefacerilor acestei stațiuni, în fapt primul proiect jurnalistic de acest gen inițiat în România, a ajuns în momentul de față la episodul cu numărul 65, iar acesta își va continua parcursul urmând să fie finalizat în această toamnă, împreună cel mai probabil cu lansarea unui volum care va povesti istoria acestui ziar. Implicit, proiectul este dedicat lui Mihai Mierealu, fondatorul și redactorul acestei publicații despre care voi aminti în rândurile ce urmează, dar mai mult, importanții pe care a avut-o creația sa în promovarea stațiunii, în cunoașterea tuturor mari personalități care și-au legat numele de Sfânicul Moldovei, această perla stațiunilor românești. Proiectul este inițiat și derulat de către Serviciul Județean pentru Promovarea Turismului și Salvamont Bacău, prin persoana subsemnatului, cu sprijinul Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu din Iași, Bibliotecii Centrale Universitare Zicean Blaga din Cluj-Napoca și Ziarului Deșteptarea. Pe această cale aș dori să adresez mulțumiri în primul rând și în mod special BCU Iași, care a pus la dispoziție toate numerele care există în colecția Ziarului Curierului Sfânicului Moldova, precum și Bibliotecii Centrale Universitare Cluj, care a completat colecția cu alte câteva numere pe care le deține, colegilor mei pentru susținerea proiectului Ziarului Deșteptarea, care publică serialul cu toată generozitatea tuturor celor care apreciază și susțin un astfel de demers. Și nu în ultimul rând, cititorilor, ca și fondatorul și redactorul Curierului, gazetarul Ieșan Mierealu, cel care merită din plin recunoștința noastră veșnică pentru că a făcut posibilă această frumoasă și inedită poveste. Însă și povestea ziarului este una fabuloasă pe care v-am invitat și vă invităm în continuare să o parcurgeți pe toată durata episoadelor sale, dar nici cea legată de momentele descoperirii și redescoperirii acestuia nu este un nimic mai prejos și deloc întâmplătoare. Cu ceva în urmă, citisem undeva despre apariția ziarului Curierului Sfânicului Moldova, primul dintr-o stațiune românească, așa cum a relatat și presa vremii, practic o frântură dintr-un articol de ziar al cărui final nu-l aveam, cum nu aveam nici numele autorului. Și pentru că mi-a plăcut mult, bucuros și modul de descoperire a făcut, am scris articolul Eternitatea clipei publicat în ziarul de Bacău, în data de 2 august 2002, în care am inclus apariția Curierului într-un scurt istoric al stațiunii și al presei românești. Timpul s-a scurs cu repeziciuni și iată-ne anul trecut, când pregătind o serie de materiale dedicate zilor stațiunii Sfânicul Moldova, dau peste o ediție specială a postului cotidian Băcaua în Steagul Roșu, intitulată Cum altfel decât Curierul Sfânicului, editată în octombrie 1976, în 4 pagini, cu prelejul împlinirii a 175 de ani de la descoperirea primului zilor mineral și al Festivalului Sfânicului Moldova, care era la ediția a șaptea. Și ce să vezi, în ultima pagină a rubrica cronicar găsesc publicat integral articolul despre ziarul Curierului Sfânicului Moldova, o premieră la acea dată, semnat de dr. Romulus Buzna, tatăl meu. Emoții, bucurii,
și un act de recunoștință, întrucât la 10 ani de la trecerea lui la cele veșnice, în 1994, descopeream un alt manuscris de-al său intitulat Legenda Nemirei, care avea să fie publicat postum în revista Ateneum 2004 cu sprijinul gazetarului Băcon Mihai Buznea. O perlă a eposului popular românesc, așa cum a definit-o regretatul critic și istoric literar Aleș Ștefănescu. Iar la 20 de ani de la articolul pe care l-am scris în 2002 despre Cornelius Stănicul, iată, descoperă articolul original în 2022, cel publicat sub semnătura tatălui meu, după care încep documentarea, redactarea și prezentarea proiectului sub forma unui serial online, începând cu luna iulie, așa, deci în 2022, o premieră jurnalistică, aș îndrăzni să spun. Cunoașterea și promovarea stabilimentului balnear la Sălin Moldova s-a realizat cum se poate mai bine prin intermediul acestui ziar, care a văzut lumina timparului în 26 iunie 1897, deci 127 de ani în urmă. În acel an, între 26 iunie și 7 august, apar 8 numere la prețul de 10 bani ziarul, urmând a se continua în acest mod în următorul sezon balnear, dar intenția nu poate fi materializată decât în iulie 1903, dată de la care ziarul se va tipări cu titlul Curierul Sfericului Moldova. Astfel, ziarul a apărut timp de 14 ani, în 1897, urmând între 1903-1916, cu întrerupere în 1911 și 1914, și reluat mai apoi în 1932, când s-au editat în fiecare zonă estival între 4 și 11 numere tipărite la Iași. Redacția ziarului și avea sediul în cinta unor hoteluri din stațiune, prin rotație, în funcție de locurile disponibile, și era condusă la doar 22 de ani de Mihai Mireanu, pseudonimul lui Iacob Moses Hönig, născut la Iași la 13 mai 1875, proprietar și redactor fondator al Curierului, colaborator la ziarul Universul din București, dar și unul dintre fondatorii Cercului Ziariștilor Profesioniști din Iași în 1922. Situația arhivistică a ziarului este următoarea. 71 de numere din acest ziar și din continuatorul său Curierul Sfântului Moldova sunt deținute de Biblioteca Centrală Universitară din Iași, cea mai veche bibliotecă universitară din Moldova și pentru cel mai mare biblioteci de drept public din România, instituție de importanță națională, 7 numere din Curierul Sfântului, 2 numere 96 și 5 numere 132, acestea fiind și ultimele apariții ale ziarului, sunt deținute de altă bibliotecă prestigioasă, BCU Cluj, la care se mai dau și cele 3 ediții speciale ale ziarului Băcoan, Steagul Roșu, intitulat Curierul Sfântului, editate 76. În fapt, ziarul a fost și rămâne un model peste timp de promovare a turismului balnear din perla Moldovei, așa cum a fost denumită stațiunea pentru prima dată, chiar de către acest ziar. Apreciată ca atare, așa cum avea să semnaleze Rogers Presa Vremii, această minunată publicație de sezon a fost prezentată ca singurul ziar ce apare într-o stațiune balneară a României, consemnat în gazetele Adevărul, Țara, Secolul, Epoca și altele. De menționat este faptul că de-abia în 1931 este tipărită la București o publicație dedicată stațiunilor din întreaga țară, intitulată Curierul Boilor, Stațiunilor Turistice și Turismului, cu apariții în cursul sezonului balnear și bilunare restul anului. Și iată că în vara anului 1897, de când așezământul era administrat de Mitropia Sfântul Spiridon din Iași, vilegiaturiștii aflați în stațiunea Sălii Moldova au pasat chioșcul cu ziare, unde era expus primul număr al publicației Curierul Băilor Sfânii, bisăptămânal, sub intitulat Jurnal dedicat vizitatorului. Vizitatorul ziar cu o existență estivală redactată în 4 pagini, pe atunci 3 luni pe an, respectiv iunie, iulie și august, aproape 1000 de vizitatori căutau alinarea suferințelor vânt apă de la cele 10 izvoare minerale câte se captaseră la acea dată. În paginile ziarului, adevărate fire de istorie au rămas înscrise pe lângă preocupările care ne oferă ambianța romantescă a Sfăricului din la Belle Époque și variantele creații literare ale scriitorilor Wilhelm de Kotzebue, care a deschis pentru prima oară stațiunea într-o călătorie pe care a făcut-o aici pe la 1856, apoi Costache Conache, Nicu Gane, Ion Creangă, Mihail Sadovreanu, Nea Bogdan, Costache Negre, Alexandru Plăcuță, care au semnat an de-a rândul în paginile Curierului. În primele numere apărut în 1897, ziarul Curierul Băilor Sfânii prezintă un istoric al dezvoltării stațiunii și descrie izvoare minerale de aici și proprietățile lor chimice și fizice. De asemenea, cititorii s-au pus la dispoziție și un raport medical despre stațiunea balneară la Băile de la Sălin Moldova pe anul 1896, întocmit în fiecare an pentru Epitropia Sfântul Spiridon din Iași de către dr. Ludovic Rus Junior, medic primar la Spitalul Sfântul Spiridon, epitrop al Spitalului de Copii Caritatea, medic diriginte al stațiunii balneare Băile Sălin Moldova și profesor de clinică medicală la Facultatea de Medicină din Iași. Și tot Curierul Băilor Sfânii ne informează despre concertul muzicii regimentului 4 Roșior în chioșcul de muzică din fața Calzinoului, finalizat în 1994.
Jurnalul menționa paginile sale după modelul ziarului similare de stațiuni balneare reputate ale Europei Occidentale, lista tuturor vizitatorilor, nefăcând nicio omisiune. Informații despre metodele terapeutice, apele, flora și fauna stațiunii, condițiile de cazare și agrement cu tarifele lor, programul manifestărilor culturale și al excursiilor în zonă, poezie, epigrame, cronici, rimate, interviuri, efori și filantropii Slănicului, publicitate și altele. Mai târziu, publicile ziarului devin mai variate și mai interesante. Reportajul Slănicului, Slănicul medical, crâmpeie din viața Slănicului, știri din Slănic, vizitatorii boilor Slănic, păreri din Slănic, ecouri, viața și farmecul Slănicului, clipe vesele, teatrul din Slănic, simpatiile noastre, anecdote balneare, moda la Slănic, literații și Slănicul și altele. În acest ziar mai plâng că nu doar personalități ale culturii românești au vizitat acest colțișor de rai pământesc, precum Costache Bunac, Ion Creangă, George Enescu, Nicolae Gane, Nea Bogdan, Vlacuță, Doiu Zamfirescu, Nicolae Iorga, Mihai Satoveanu, Constantin Pacalbașa, Ion Petroviș, așa mai departe, dar și ale vieții politice, special din Moldova, Costache Negri, Costache Negruții, Ace Cuza, Ionice Brătianu, George Mârțescu, Vasile Gemorțul și alții. Când despre corpul medical al Slănicului, prezentat în multe dintre numele curierului Slănicului Moldova, numai nume mari, partea elitei medicale românești, în dreptul cărora au fost trecute și serviciile oferite, după cum urmează dr. Cepastia, specialist în boli infecțioase medicale Poli Spitalul Cinei București, consultații pentru boli de stomac, plămâni și inimă. Profesorul dr. și academicianul Cei Parcon, medic, endocrinolog și neuropsiatru, consultații pentru boli nervoase. Dr. Ion Nanu Mușel, profesor de semiologie și clinică medicală, director al Clinicii de Medicină Internă din București, sub conducerea căreia a funcționat și primul centru antidiabetic din Europa, consultații boli interne. Profesor universitar dr. Dimitrie Gerota, cel din tâi radiolog român, consultații chirurgie, afecțiuni cronice, profesor universitar dr. Mihai Petrin Galas, director al Serviciului Sanitar din România, pe care l-a organizat pe baze moderne, medic șef al Spitalului Colțea. Consultații, boli dermatovenerice, afecțiuni ale sângelui și alții, printre care și Teodor Mironescu, medic al Spitalului Eporei Sfântul Spinel Neaș, doctor docent al Facultății Medicină din Iași, consultații pentru boli digestive. Pe lângă dr. Ludovic Ruș Junior, prezentat în rândurile de mai sus, nu trebuie uitate nici alte mari numele ale medicinei, farmaciei și chimie românești, care și-au desfășurat activitatea sau au efectuat cercetări medicale la Slănic Moldova, evidențiate în multe dintre numele acestui ziar. Dr. Ludovic Stici, care s-a remarcat prin lucrarea publicată în 1856 și intitulată Rezon Mineral de Slănic, apele minerale de la Slănic în Moldova, au fost prezentate aici analizele chimice făcute apelor, clasificarea acestora în ape ferruginoase și ape muriatice alcaline, precum și analogiile cu alte ape minerale din străinătate, Spa, din Anglia, Carpat, Cardovivare de astăzi și Marienske Lasne, tot din Cehia, Kissinger din Germania și altele. Câteva cuvinte despre mesajul studiului. La început, Stich face unele considerații teoretice pe seama igienei, care e de sănătate publică, pentru ca, în final, să intre în detalii cu privire la funcția terapeutică a apelor minerale. Bei apă, faci băi, rec sau călduțe, ții dietă, fără prăjel, sosuri și grăsimi de dobitoace. Și simți cum treptat, după respectate ture la Slănic Moldova, te vindești și de patimi ușoare sau cronice. Nu lipsesc informații despre locurile se apre zboare, despre bolile cărora le sunt recomandate apele, despre compoziția lor sau despre metoda de urmat. Totul într-un limbaj clar și pe înțelesul unui public profan. Dr. Alexandru Brăescu, primul medic primar și director al Spitalului Socola din Iași, director al stațiunii balneare Slănic Moldova și medicul șef al stabilimentului de hidroterapie din stațiune. Dr. Anastasie Pătu, profesor și însuflețitor al primului așezământ spitalicesc pentru nașterea și îngrijirea pruncilor, Institutul Gregorian din Iași, om de știință și filantrop. A înființat prima grădină botanică din România pentru a servi ca bază didactică pentru juninea studioasă. Lucrarea, descrierea și întrebuițarea apei simple și apelor minerale din Moldova, făcută în 1951, Anastasie Pătu face precizări legate de efectul curativ al apelor minerale și folosirea acestora în tratarea diverselor boli. Acesta mai publică studiul Boile de la Slănic Moldova, stagiunea anului 1910, în revista Viața Românească din 1910. Dr. Samuel Conia, chimist, farmacist, profesor și savant român de origine maghiară, printre primii chimiști care au studiat și au publicat studii despre apele minerale de la Slănic Moldova, unde s-au ocupat și de îmbutelierea apelor minerale încă din 1887. Emanuel Riegler, medic, farmacolog și profesor universitar la Facultatea de Medicină din Iași,
membru corespondent al Academiei Române, creatorul metodei Biurecului, o metodă biochimică de dosare a proteinelor și medic șef al stațiunii Slănin Moldova în calitatea sa de epitrop al casei Spitalul Sfântul Spiridon Iași. Doctor Emil Pușcariu, savant de renume mondial, înființează la Iași cel de-al patrulea institut antirabic din lume, după cele înființate de Louis Pasteur la Paris și alții, inclusiv Victor Babeș la București. Aici pune la punct și aplică, începând din 1996, o nouă metodă de vaccinare antirabică, denumită ulterior metoda Babeș-Pușcariu, una dintre cele mai bune metode la timpul ei, pentru care a primit medalia de aur la un congres internațional în 1904 la Atena. Dr. Anibal Teohari, temetorul balneologiei științifice din țara noastră, profesor la Facultățile de Medicină din Iași și București. În domeniul balneologiei a introdus în țara noastră metoda experimentală pentru studiul farmacodinamiei apelor minerale, folosind metode complexe clinico-experimentale, astfel că prima lucrare experimentală a distinsului medic s-a intitulat Acțiunea apei de Slănin Moldova asupra secreției stomacale, lucrare realizată în anul 1910 și premiată de Academia Română. A înființat Institutul de Balneologie din București în 1923, anexat clinicii de terapeutică de la Spitalul Bălâncăveanu, al cărui titular era. Acest institut a avut 3 laboratoare, despre la care nu mai insist acum. Și mai avem un doctor important, Gheorghe Bătăceanu, coordinator al școlii lui Anibal Teohari, balneolog și profesor la Catedra de Clinică Balneologică a Facultății Medicină din București. Și o mică paranteză, aici este foarte interesant că am reușit și nu a trebuit prea mult, de fapt, să descoper acest lucru, pentru că dacă tot am relevat o serie de studii și analize efectuate asupra apelor minerale la Slănin Moldova, sunt onorat să vă prezint o altă personalitate care a reușit să realizeze cu eforturi mari și într-o perioadă a pandemiei o importantă cercetare asupra acestora, care este și cea mai actuală și care a făcut obiectul tezei de doctorat intitulată Studiul privind calitatea, importanța și posibilitățile de valorificare a apelor minerale din zona Slănin Moldova, este prezentat la Universitatea Vasile Aristatin din Bacău în 2023 de profesor dr. Lavinia Misăilă, aici de față. Vreau să nu mai insist și să închei, mai erau câteva lucruri interesante. Importantă este această contribuție personală, sigur, pentru că am depistat și faptul că acest Mihai Mereanu era, de fapt, singurul care se ocupa de redactarea și promovarea acestei publicații. Și în loc de încheiere, raportată la greutățile inerente editării unei publicații locale în acele vremuri, apariția curierului Slănin Moldova rămâne în istoria gazetăriei noastre ca un act de curaj și abnegație, susținut cu eforturi și sacrificii pe care numai înfocați admiratori ai stațiunii ar fi putut îndeplini și duce la bun sfârșit. Sperăm ca povestea acestui ziar să vă redescopere plăcerea lecturii publicațiilor din trecut și să reușească să vă introducă în atmosfera tihnită, plină de armonie și binefaceri dintre cele mai diverse care a caracterizat Slănin Moldovei într-una dintre cele mai frumoase perioade ale existenței sale la BDPO. Serialul poate fi urmărit atât pe ziarul deșteptarea.ro, cât și pe site-ul serviciului nostru, turism.bacau.ro. Așadar, urmăriți-ne povestea continuă și vă mulțumesc mult! În continuare, între timp, s-a alăturat pictorița comăneșteancă Maria Mugurean, a cărei expoziție o puteți admira, Țărani și Galaxii, și vă rog din suflet să o aplaudați. În continuare, dăm cuvântul domnului Bârzu Adrian, pastor la Biserica Baptistă Biruința Comănești, pentru a ne prezenta lucrarea Nu există dragoste mai mare, o scurtă meditație la Ioan 3:16. Stimate autorități locale, stimate autorități județene, distinși invitați și participanți la acest eveniment, vreau, în primul rând, să exprim recunoștința și gratitudinea pentru această invitație și, în mod special, pentru modul în care ați gândit formatul acestui simpozion. Poate pentru unii surprinzătoare asocierea între elemente care țin de lumea concretă, reală, seculară, numită lume, și elemente spirituale care țin de lumea lui Dumnezeu. Credem că o astfel de structură este cea normală. Pentru că lumea în care trăim este
creația lui Dumnezeu, o lume complexă, o lume în care elemente materiale coexistă și sunt complementare celor spirituale. Așa că e bun acest echilibru între lucrurile concrete și lucrurile care țin de lumea nevăzută și sperăm că în finalul acestei întâlniri toate aceste elemente să lucreze în spiritul nostru, în mintea noastră și să plecăm de aici îmbogățiți, sub toate aspectele. Așa cum doamna Miserila a spus, ceea ce vreau să prezint este, de fapt, o meditație, sper scurtă, să fie înțeleg stresul, oboseala care s-a acumulat și nu vreau să o sporesc. Ceea ce vreau să prezint este o scurtă meditație a unui pasaj din aceeași Evanghelie după Ioan, din care s-a citat până acum. Este cea a unui verset pentru noi, cel puțin creștini evanghelici, considerat a fi unul esențial, Ioan 3:16, în care Evanghelistul Ioan spune: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cum spuneam, pentru a nu vă împovăra cu multe paranteze și pentru a nu cădea eu în ispita de a vă ține predică, vreau să lecturez acest material care, cum spuneam, sper să sintetizeze bine ceea ce încerc să vă comunic. Postumanismul ancorat în materialism, care a forțat o rupere a omului din tradiție, o reconfigurare a ceea ce înseamnă să fii om, în afara definițiilor vechi, a încercat, cred eu, fără succes, să ofere lumii o experiență umană superioară celei precedente. Pentru a depăși taburile care au creat în trecut inegalități și opresiune în relațiile umane, prin deconstructivism, mi s-a propus o depășire a sistemelor metafizice binare de adevăr, neadevăr, bine, rău, frumos, urât. Noua utopie materialistă propusă, numită transumanism, ispitește astăzi ideologic umanitatea suferindă de boli, cataclisme și violențe, un paradis tehnologic atins printr-o mântuire tehnologică, în care rasa umană va evolua peste limitările ei fizice și mentale curente, prin prisma științei și tehnologiei. Microcipurile, transplanturile de organe, membrele bionice și prelungirea vieții prin manipulare genetică, altfel spus, o existență de cyborg, proiectează și promit umanității un viitor ideal al unei vieți fără de moarte. Mesajul cel mai pregnant al transumanismului este cel escatologic, al unui viitor în care suferința va dispărea complet, iar tehnologia va emancipa omul la nivelul divinității, acesta fiind numit de către unii dintre ei momentul singularității. Asemenea minciunii satanice din grădina Eden, transumanismul îi sugerează omului că într-o zi își va fi sieși Dumnezeu. În ciuda progresului științific și al avansului tehnologic, este mai mult decât evident faptul că lumea în care trăim rămâne pe termen indefinit, o lume zdruncinată de suferință și deziluzie. Poate pe alocuri și sporadic, suferința este mai diminuată față de secolele anterioare, dar fără dubiu, având același deznodământ inevitabil, moartea. Confruntați cu această realitate, cei care ridiculizează religiozitatea și o consideră anacronică social și moral, interoghează ironic și acuzator pe credincioși cu întrebarea: în mijlocul tuturor acestor tragedii, unde este Dumnezeul vostru iubitor? Răspunsul creștin este cel din Ioan 3:16, unde Mântuitorul lumii afirmă: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pentru creștinii a căror antropologie este cea afirmată de revelația Scripturilor, suferința din lume este datorată păcatului intrat în ea prin neascultarea primilor oameni, Adam și Eva, creați de Dumnezeu, desăvârșiți după chipul și asemănarea sa. Din perspectivă biblică, moartea nu este un dat al creației, ci este o plată a păcatului.
Păcatul este o consecință directă a legii făcute de primii oameni de a întrerupe relația de ascultare și dependență totală de Dumnezeu. Această deconectare vitală a omului de la sursa vieții este cauza tuturor perturbărilor care au loc în creația primului lui Dumnezeu. Orice păcat social care se manifestă printr-o disfuncție morală are în ultima instanță o dimensiune teologică. Ucigașul și adulterul, rege David, strigă înaintea lui Dumnezeu în momentele zdrobirii sale penitente. Împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit ce am făcut, ce este rău. Singurul remediu pentru păcat indicat de revelația lui Dumnezeu este resuscitarea omului prin Duhul de viață prin care omul a primit original viața. Omul are nevoie de viața veșnică însăși, nu de remedii paliative care să-i facă existența suportabilă și moartea amânată. Dar această viață veșnică nu poate fi dăruită de Dumnezeu până când cauza pierderii ei, păcatul, nu este îndepărtat din prezența lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu constă în faptul că, în ciuda stării rebele a umanității, în persoana Fiului care s-a întrupat, a fost plătită plata cuvenită neascultării omului. Cel de-al doilea și ultimul Adam, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, încărcat cu păcatele umanității, devenind substitutul tuturor suferințelor noastre, moare moartea pe care o experimentăm noi în separare de Dumnezeu. Pentru ca boldul păcatului să fie pe deplin eradicat din lume, iar biruința vieții să fie deplină, a fost nevoie de învierea celui care ne-a înlocuit în moarte. Apostolul Pavel spune, fiindcă prin moartea de care a murit El, adică Iisus Hristos, a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna. Iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Nu există un remediu eficace și definitiv pentru umanitate decât prin eradicarea răului din însăși natura ei fundamentală în care a pătruns. Nu există eradicarea răului din om decât prin judecarea și pedepsirea păcatului în persoana Domnului Iisus Hristos. În curtea de justiție supremă a Marelui Judecător sunt doar două moduri în care datoria păcatului nostru poate fi anulată. Plătim noi înșine cu despărțirea definitivă de Dumnezeu și din cuvântările sale sau plătește Iisus Hristos în locul nostru. În același loc unde vorbește despre dragostea incomensurabilă a lui Dumnezeu față de oameni, Domnul Iisus mai spune, oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Ce opțiune de viață și raportare la Dumnezeu alege? Venim la mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii să ne ispășească El păcatele noastre sau alegem să fugim de El rămânând cu aceste păcate asupra noastră? Alegem lumina sau continuăm să împim întunericul? Cei care privind la suferința care este în lume se îndoiesc de dragostea lui Dumnezeu ar trebui să-L audă pe Fiul lui Dumnezeu care, încărcat cu păcatele și suferințele lumii, a strigat pe crucea Golgotei, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Acolo vor vedea cum Dumnezeu Tatăl, ca să rămână sfânt și drept, pedepsește păcatul lumii, luat de Fiul asupra sa. Și în același timp, pentru că este plin de har și îndurare, îi salvează pe cei care își încredințează soarta în mâinile Fiului. Acolo vor înțelege că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Așa cum spun apostolii Domnului Iisus, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Unde este Dumnezeu în evenimentele tragice de suferință prin care trece umanitatea? Unde este dragostea lui Dumnezeu pentru noi oamenii?
la Golgota, acolo unde Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-ne în seamă păcatele noastre. Așa cum până acum ideologiile umaniste seculare, e vorba de iluminism, comunism, postumanism, s-au dovedit a fi utopii care au condus umanitatea în și mai mult întuneric și ruină. Tot așa transumanismul, care vine cu promisiunea învingerii morții și învierii, ca element ce preschimbă întreg fenomenul religios într-o cheie a eliberării omului de suferință și o deschidere către noi forme de experimentare și creația vieții, rămâne, de asemenea, o utopie. Apostolul Pavel, vorbind despre speranța creștină, spune: iar speranța nu ne face de rușine, deoarece dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Deci în timp ce noi eram neputincioși, Hristos a murit la vremea potrivită pentru cei lipsiți de evlavie. Într-adevăr, cu greu a murit cineva pentru un om drept, deși pentru un om bun poate ar îndrăzni cineva să moară. Însă Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult, când am fost îndreptățiți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El, în lumina Lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și Dumnezeu fie veșnic și pururea binecuvântat. Amin. Mulțumim pastorului baptist Adrian Vârsu și îl invităm în continuare la microfon pe domnul Mihai Țărcioțu, pastor la Biserica Creștină Presbiticostală Bethel din Comănești, care ne va prezenta lucrarea: Cât timp aveți lumină, credeți în lumină, ca să fiți fiii luminii. Stimată audiență, stimate domnule primar, doamna profesoară, domnule subprefect, mulțumim pentru invitația pe care ne-ați dăruit-o, propunerea care ați avut. Vă mulțumesc pentru acest eveniment. De asemenea, cred că ar fi fost, nu știu, mai potrivit să vorbesc poate despre răbdare, pentru că suntem oameni în trupul acesta și de multe ori răbdarea are mai multe categorii. Este o răbdare normală, o răbdare unde lungă răbdare și apoi se trece la răbdarea Sfinților. Ascultându-l pe domnul primar despre ceea ce face el pentru orașul acesta și de oamenii care sunt așa de nemulțumiți, mi-am adus aminte de o întâmplare a unei bătrâne care odată într-o criză a banilor a făcut o scrisoare și scrisoarea aceea a trimis-o la un destinatar, dar destinatarul știa doar Dumnezeu și a trimis-o la poștă. Și oamenii acei de la poștă, când au desfăcut scrisoarea aceea, au spus: măi, ce să facem, cu eu să o trimitem? Ce, hai să o citim noi. Și în scrisoarea aceea scrie așa: Doamne, sunt într-o mare problemă, am nevoie de 500 de dolari, pentru că nu mi-a ajuns banii și știu că tu mi-i poți da. Au zâmbit cei de la poștă și au spus: ce am putea noi face? Și zice: haide să facem o strângere, să facem acestei bătrânele, să facem o bucurie. Și au strâns, dar nu au reușit să strângă decât 400 de dolari. Și au pus în plic, au trimis scrisoarea de la Dumnezeu, a primit-o bătrânica, a deschis-o, a văzut acei bani și bătrânica a scris o scrisoare de mulțumire și a trimis-o înapoi, către Dumnezeu. Și acum cei de la poștă au primit-o și când au deschis-o, scrie așa: Doamne, îți mulțumesc pentru acel ajutor. Zice: însă eu știu că tu mi-ai trimis 500 de dolari, dar cred că hoții aceia de la poștă mi-au furat 100. De multe ori facem bine, în ascuns, dar ceea ce se vede este o altă fațadă. Am primit titlul acesta și cât timp aveți lumină, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Ca să vorbești despre lumină nu este ușor, pentru că trebuie să trăiești în ea. Ca să vorbești despre matematică, trebuie să fii un profesor de matematică. Ca să vorbești despre jurnalism, trebuie să fii jurnalist. Și toate lucrurile acestea, eu îmi doresc să fiu o mică lumină. Și doresc și dumneavoastră să fiți lumini care să transmiteți lumina. Câteva gânduri mi-am scris aici și mi-am propus să fiu foarte spus. Am tăiat, stând pe scaun, am tăiat o grămadă de idei.
Fizica a descoperit că tot Universul este format din particule numite atomi. Și aceștia, la rândul lor, din subatomi. Inclusiv lumina este formată din niște subparticole numite fotoni, iar recent s-a descoperit de fapt că există posibilitatea ca fiecare atom să conțină foton, adică lumină. Din el, prin el și pentru el, spune Apostolul Pavel, sunt toate lucrurile. Adică din lumină, pentru lumină și din lumină, prin lumină, pentru lumină și pentru lumină sunt toate lucrurile. Oamenii au fost creați să poarte chipul lui Dumnezeu. La fel cum luna reflectă lumina soarelui. Când vorbim despre lumina aceasta care ne înconjoară, vorbim despre soare și dacă ne uităm la lună, ea nu are lumină, dar reflectă de la soare. Aceasta ar trebui să fim noi ca oameni, să reflectăm lumina lui Hristos în noi. Pentru că noi, fără Hristos, nu putem reflecta bunătate, lumină. Deci când, în general, noi vorbim oamenilor, măi, ce și vorbea și părintele, ce frumos când vezi un om și zice, măi, radiază de lumină. Dar sunt și oameni, zice, măi, zice, e negru de supărare. Se vede. N-are cum lumina să rămână ascunsă. Mi-am împărțit doar între gânduri acest titlu, să vorbesc cât timp aveți lumină. Există un timp propice, un timp limitat. Și în greacă veche există doi termeni pentru a defini timpul și anume Cronos, din care avem și cuvântul cronologie și care reprezintă timpul care curge secvențial, imperturbabil și al doilea termen Kairos, care reprezintă timpul ideal propice și implicit el este finit. Kairos la care face referire Domnul Iisus s-a terminat. Lumina s-a înălțat la cerul și așa de la dreapta Tatălui. Însă de atunci a existat și până în zilele noastre există Kairos, până în ziua de astăzi. Ceea ce ne spune, ce ne dă speranță despre Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că găsim scris în Psalmul 119 cu versetul 105, Cuvântul lui Dumnezeu este o candelă aprinsă pe cărarea noastră. Apoi m-am oprit un pic la credința în lumină, ca să fiți. Credeți în lumină ca să fiți. Există o modalitate. Modalitatea aceasta, ca să fii lumină, trebuie să crezi în lumină și aceasta este credința. Și credința este o încredere neclintită. Credința, în termenii simpli, care este capacitatea de a-ți asuma un adevăr, fără să fie testat de cele cinci simțuri. Doar simplu fapt, trebuie să crezi prin credință că există acel lucru. Există un tip de credință despre care Iacov vorbește în epistola sa, și anume cea a dracilor, care cred cu așa tărie, încât credința aceasta le produce frică, dar aceasta nu este o credință mântuitoare. Credința mântuitoare este acea abandonare, acea smerenie, o bizuire numai și numai în Hristos, pe lumină, pentru a putea fi readus la viață și a fi în Dumnezeu. Credința e singura modalitate, deoarece prin credință a intrat păcatul în lume. Prin faptul că Adam și Eva au crezut vocea șarpelui și au mâncat din pomul cunoștinței răului, spune așa că ADN-ul acela al răutății au intrat în ei. Ei au crezut vocea șarpelui. Noi, în vremea aceasta, trebuie să credem vocea Domnului Iisus Hristos. Domnul nu mai este pe pământ, dar avem în schimb cea mai mare bogăție, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, din care putem să reflectăm. Și ultimul aspect de care vreau să vorbesc, fii ai luminii. Există o stare, un statut. A fi fiu nu trebuie să devii, ci trebuie să te naști. Și dacă ne naște, dacă nu se naște cineva din nou, din apă și din duh, nu vede, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu, spunea Domnul Iisus Hristos lui Nicodem. Apostolul Petru spune că am fost născut din nou, dintr-o sămânță care nu poate putrezi din Cuvântul lui Dumnezeu, adică din lumină. Problema reconcilierii cu Dumnezeu nu poate fi rezolvată prin educație, doar smulgând merele pădurețe dintr-un pom. Nu va deveni un copac, nu va deveni un copac care va face mere roditoare, ci trebuie altuit. Avem posibilitatea
să fim fii ai luminii, să ne recâștigăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu din noi, prin Hristos Domnul, prin credință, cu care suntem capacitați și cu care avem timpul potrivit. Acum este vremea potrivită, spunea apostolul Pavel. Ce ne împiedică? Să reflectăm ceea ce Dumnezeu vrea să reflectăm. Lumina lui Hristos în orașul acesta și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Care ne va prezenta lucrarea cu titlu Dezvoltarea unui echipament de monitorizare a semnalului EKG pentru aplicații medicale. Bună ziua! Astăzi am să vă prezint un proiect personal realizat semestrul care tocmai s-a încheiat, care a fost prezentat la sesiunea cercurilor științifice studențești de la facultatea noastră, la secția de inginerie medicală și mă bucur că astăzi am posibilitatea să-l prezint și acasă. Proiectul face parte dintr-o categorie pe care mie îmi place să o numesc cu ce se mai ocupă studenții în timpul liber la cămin. Am ales să încep printr-o definiție a electrocardiografiei. Este acea ramură a medicinei care evaluează starea electrică a inimii prin analiza variațiilor în timp a proiecțiilor vectorului cardiac, măsurând și reprezentând grafic potențialele electrice generate de inimă și transmise la suprafața corpului. Poate că noi atunci când ne gândim la electricitate, la curent electric, ne gândim doar la transformatoare, la linii de înaltă tensiune, la becuri, dar inclusiv inima noastră reprezintă o sursă de potențiale electrice. De ce este importantă electrocardiografia? Deoarece o varietate de probleme cardiace, inclusiv boala coronariană, infarctul miocardic și insuficiența cardiacă, pot fi diagnosticate cu ajutorul echipamentului EKG, iar conform unui studiu, în anul 2022, bolile de inimă au provocat 60.828 de decese în România, adică aproximativ 43% din totalul deceselor. Complexul EKG, care este măsurat, reprezintă manifestarea electrică a activității contractile a inimii, fiind unul dintre cele mai cunoscute și utilizate semnale biomedicale. Deformarea acestui complex, EKG, de către diverse maladii cardiovasculare, precum cele menționate anterior, pot conduce un specialist la găsirea afecțiunii de care suferă pacientul supus investigației. Forma standard a unui complex EKG sănătos este cea reprezentată în imagine, având componentele descrise lângă, respectiv unda P, intervalul PQ, complexul QRS, segmentul ST și unda T. Diferitele variațiuni de la forma standard acestui complex pot conduce un medic specialist, nu un inginer, cum voi deveni eu, la detectarea diferitelor maladii. Proiectul are următoarele componente. Este vorba despre o placă de dezvoltare Arduino Uno R3, care este un microcontroller, este practic creierul acestui proiect. Modulul AD-OV232 cu cablul de pacient fiind cel responsabil de monitorizarea semnalului EKG. Avem electrozi de unică folosință, un ecran LCD de 2,8 inch pe care este afișat semnalul, sursa de alimentare este o baterie de 9V, iar carcasa de protecție a fost proiectată și printată 3D. Acesta este în partea stângă sus circuitul fără carcasă, în partea dreaptă după ce am printat și carcasa de protecție și schema electrică într-un program de modelare. Prima variantă a acestui mic proiect a inclus doar modulul respectiv pentru monitorizarea semnării EKG, iar afișarea se făcea pe ecranul de la laptop. Având forma anterioară, însă m-am gândit să nu fac acest proiect să fie dependent de laptop, să pot să-l fac separat. Și atunci, așa cum am scris și jos, cum a spus Martin Luther, I have a dream. Vreau să fac proiectul să fie mai bun. Următorul filmuleț, cred, dacă pornește, este prima reprezentare a semnalului în camera de cămin. Oare pornește filmulețul anterior? Am încercat să vizualizez semnalul cu ajutorul programului MATLAB Simulink, adică să folosesc alt
program decât cel Arduino, însă la momentul respectiv nu aveam suficiente cunoștințe despre acest program, abia după am învățat la facultate. Și apoi am aflat de aceste ecrane TFT LCD, care utilizează o matrice activă de tranzistoare pentru a controla fiecare pixel în parte, asigurând astfel o calitate rapid ridicată a imaginii, un timp de răspuns rapid, unghiul larg de vizualizare, consum redus de energie, deoarece bateria era doar de 9V, sunt compacte, subțiri și ușor de instalat, necesitând doar o bibliotecă specială în programul Arduino. Iar după ce am făcut circuitul complet, bineînțeles că m-am apucat să îl testez prin cămin, atât pe mine, cât și pe colegii de cameră. Iar aici avem un prim pacient, l-am denumit așa, cu forma în repaus. Aici toate erau filmulețe, dar văd că nu pornesc. Avem în repaus și după ce a depus efort, unde s-a detectat o diferență considerabilă a formei semnalului EKG din punct de vedere al numărului de bătăi. Apoi, pentru al doilea pacient, avem tot așa în repaus și după administrarea unui medicament cu formoterol, utilizat la calmarea astmului, care la fel poate să, din ce am înțeles, dacă se administrează în cantități mari, peste peste doza recomandată, pot produce afecțiuni, poate produce infarct, da, stop cardiorespirator și stop cardiorespirator. Iar al treilea pacient, am vizualizat activitatea electrică a inimii după 20 de minute de consum unui cân de cafea, atunci când la fel se presupune că ar trebui să fie un număr mai ridicat de bătăi ale inimii. Și astfel semnalul EKG să fie mult mai multe pe ecran. Avantajele acestui proiect ar fi faptul că este compact și portabil, avem o acuratețe ridicată în înregistrările EKG pentru un modul care este doar de învățare, o calitate ridicată a imaginii și nu faptul că nu trebuie conectat la priză, independent doar de micuța baterie. Direcții ulterioare de dezvoltare, acesta probabil sperăm să fie un viitor proiect de licență. Modulul ecranului permite introducerea unui card SD, ceea ce ar putea facilita salvarea datelor înregistrate și consultarea lor mai târziu. Posibilitatea de adăugare a mai multor tipuri de senzori, cum ar fi pulsoximetru, glucometru, spirometru, etc., în vederea dezvoltării unui aparat multispecializat. Sistem de alertare în cazul detectării unor eventuale nereguli în semnalul EKG sau să putem minimiza dimensiunea carcasei, astfel încât să rezolve un holter EKG care se poate fi purtat pe o perioadă lungă de timp și să înregistreze astfel activitatea electrică pe o perioadă mai lungă. Vă mulțumesc! Felicitări, Vlad. Vlad este pasionat doar de informatică și de matematică. A fost un elev excepțional și la fizică și la chimie. Vă spun în calitate de fost profesor al lui. Îi dorim mult succes în continuare. De asemenea, Vlad a susținut tot timpul apariția revistei Columna, revista Asociației Cultural Științifice Dimitrie Ghica Comănești, supliment al revistei Studii și Comunicări al Cristal Academiei Române. Este cel care a indexat-o în baza de date internațională, fiind vizibilă, în Biblioteca Europei Centrale și de Est, pe site-ul SION, unde găsiți toate numerele ridicate și indexate de către Vlad. A venit vremea și tinerilor, care au dat dovadă că au fost cei mai răbdători astăzi, dar pe principiul că cei din urmă vor fi cei din tâi. Elevii Colegiului Tehnic Dimitrie Ghica Comănești, Giuliana Bădan, Andra Iosu, Ingrid Râniceanu, Mihaela Stanciu, coordonată de doamna profesor Vârcović Mihaela, director al Colegiului Tehnic Dimitrie Ghica Comănești, vor prezenta una din aplicațiile proiectate de ei și anume cum să te ajuți pe tine însuți. Bună ziua și bine v-am găsit! Noi suntem echipa Algorita Armi, formată din... Eu sunt Diana Maria. Mihaela Stanciu. Bălan Juliana. Și colega noastră, Râniceanu Ingrid, care din păcate astăzi nu a putut fi prezentă alături de noi. Și mentorul nostru, profesor coordonator, Vârcović Mihaela. Echipa noastră, formată din patru tinere pasionate de informatică și tehnologie, și mentorul nostru extra
extraordinar care ne-a îndrumat și ne-a susținut pe parcursul acestui proiect. A participat anul acesta la concursul internațional Technovation Girls. În această competiție am avut oportunitatea de a dezvolta o aplicație care abordează problema anxietății în rândul tinerilor și care poate fi implementată inclusiv în instituții de învățământ. Proiectul reflectă pasiunea noastră pentru sănătatea mentală și angajamentul nostru de a avea un impact pozitiv în comunitatea noastră. Munca noastră a fost apreciată de juri. Am fost clasate pe locul 8 dintr-un total de 214 echipe și invitate la celebrarea Regional Pitch din București. Suntem mândri de realizările noastre și de impactul pozitiv pe care aplicația noastră îl poate avea asupra comunității. Și sperăm că la finalul prezentării veți fi inspirați și mândri de noi. Despre ce vom vorbi? Ce am avut de realizat? Stagiile proiectului? Despre proiect? De ce această temă? Și misiune și viziune? Ce am avut de realizat? Ghidul de depunere a constat în numele proiectului și o descriere de 100 de cuvinte, pitch video, în care vorbim despre motivația noastră de a face această explicație, technical video, în care explicăm cum funcționează aplicația, business plan, learning journey, proiectul în sine și o poză și ceva despre noi. Stagiile proiectului. Identificarea unei probleme. Începutul nostru a fost marcat de observarea și înțelegerea profundei nevoi de suport pentru cei care suferă de anxietate. Experiențele personale și poveștile celor din jur ne-au motivat să acționăm. Research. Am dedicat timp pentru a cerceta piața existentă de aplicații pentru anxietate, identificând lipsurile și nevoile nesatisfăcute. Am studiat diverse tehnici de gestionare a anxietății pentru a înțelege nevoile nesatisfăcute și cele mai eficiente practici. Dezvoltare și design. Am început să construim aplicația, implementând funcții esențiale, cum ar fi meditațiile ghidate, exercițiile de respirație și mindfulness. Am creat o interfață atractivă și ușor de utilizat, asigurându-ne că aplicația este accesibilă pentru toți utilizatorii. Testare. Am obținut un feedback real. Acest proces ne ajută să identificăm și să corectăm erori, să îmbunătățim funcționalitățile, a satisface nevoile utilizatorilor noștri. Despre aplicație. Logo-ul nostru a fost creat sub forma unei inimi. Designul este destinat să fie luminos și să aibă culori calde pentru a susține obiectivul său de a promova iubirea și bunăstarea. Acesta arată că utilizatorii au tot ceea ce le trebuie în sufletul lor, doar că au nevoie de puțin ajutor din partea aplicației noastre. Aici avem prima pagină a aplicației, cea de login, care trebuie să introduci e-mailul și să creezi o parolă pentru a putea dezvolta aplicația. După conectare, ajungem în pagina de pornire a aplicației noastre, ce conține trei butoane, unul pentru chestionarul cu întrebări, unul pentru pagina profesorului și unul pentru informații. De asemenea, avem și o pagină de profil, unde utilizatorii noștri își pot pune poze și descriere. Am pus suflet în dezvoltarea unei secțiuni robuste de informații, atent realizată pentru a oferi utilizatorilor perspective complexe asupra tehnicilor de gestionare a anxietății, cărți, exerciții și îndrumare. Acum să trecem la funcția student-profesor. Un elev va parcurge un test și va vedea scorul la final, astfel încât să-și poată determina nivelul de anxietate. Testul cuprinde o serie de întrebări atent gândite pentru a analiza diverse aspecte ale vieții și stării emoționale a elevului. De asemenea, un profesor sau un consilier poate crea o clasă cu mai mulți elevi și are acces la răspunsurile și rezultatele lor. Acest lucru îi permite profesorului să monitorizeze nivelurile de anxietate ale elevilor și să îi identifice pe cei care ar putea avea nevoie de suport suplimentar. Având acces la aceste date, profesorii pot interveni prompt și eficient, oferind sprijin și resurse adecvate pentru a ajuta elevii să gestioneze stresul și anxietate. Această funcționalitate este esențială, deoarece recunoaștem că profesorii joacă un rol crucial în viața tinerilor. Acesta este codul pentru una din întrebările noastre. Ce face? În primul rând, ne asigurăm că utilizatorul selectează un răspuns la întrebare. După aceea,
aplicația calculează punctele totale răspunsului corespunzător și le adaugă la scorul final al utilizatorului. Fiecare răspuns are o valoare specifică care contribuie la evaluarea finală a nivelului de anxietate al utilizatorului. Acest sistem de punctare este bazat pe un algoritm care ia în calcul gravitatea fiecărei întrebări și răspunsuri pentru o precizare a anxietății aproximativă. Ulterior, aplicația navighează la următoarea întrebare. Acest proces se repetă pentru toate întrebările din test, asigurându-se că utilizatorul parcurge toate întrebările fără întreruperi sau confuzii. Interfața este proiectată pentru a fi intuitivă și ușor de utilizat, guidând utilizatorul prin fiecare pas al testului. La finalul testului, utilizatorul primește scorul total care reflectă nivelul său de anxietate. Acest scor este prezentat într-un mod clar și ușor de înțeles, astfel încât utilizatorul să poată vedea imediat rezultatele și să înțeleagă ce înseamnă acest. De ce am ales această temă? Poate vă gândiți acum de ce ne-am oprit asupra acestei teme sau de ce la această problemă relativ nouă soluția este o aplicație. Ei bine, credem că aplicația poate ajuta, deoarece în lumea de astăzi, unde ecranele servesc adesea drept căi către emoțiile noastre, aplicația transcende simpla tehnologie, devine o alinare, un companion în bagajul vast al anxietății. Aplicația noastră este mai mult decât un instrument digital, este o mână întinsă, o promisiune că nimeni nu trebuie să fie singur în fața anxietății. Anxietatea este una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate mentală în rândul adolescenților și tinerilor adulți. Ea afectează milioane de oameni din întreaga lume, influențând negativ calitatea vieții, relațiile și performanța academică și profesională. În partea dreaptă observăm un studiu despre problemele cu care se confruntă tinerii. Anxietatea este într-un procent de 34,5%, bullying-ul 21,8%, consumul de substanțe interzise 10,9% și depresia într-un procent de 32,7%. Dacă acționezi în continuare așa cum ai făcut-o întotdeauna, vei primi doar ceea ce ai primit și până acum. Citat de Stephen Hayes. Funcțiunea și viziunea noastră. Misiunea noastră este să oferim tinerilor un instrument accesibil pentru a-și gestiona anxietatea, promovând bunăstarea mentală și emoțională. Prin intermediul aplicației noastre ne propunem să oferim resurse personalizate, facilitând un mediu sigur și empatic, unde utilizatorii pot găsi sprijinul de care au nevoie, atât în școli cât și în viața de zi cu zi. Viziunea noastră este de a crea o lume în care sănătatea mentală este prioritizată și stigmatizarea problemelor de anxietate este complet eliminată. Ne dorim ca fiecare tânăr să aibă acces la instrumentele necesare pentru a gestiona anxietatea și pentru a trăi o viață echilibrată și împlinită. Am creat Jogadis cu convingerea că fiecare persoană merită acces egal la sprijin și resurse pentru sănătatea mentală. Prin aplicația noastră ne stătuim să construim un mediu sigur și suportiv unde tinerii să poată găsi răspunsuri, sprijin și soluții la problemele lor de anxietate. Vă mulțumim că ne-ați însoțit în această călătorie și sperăm că veți împărtăși entuziasmul nostru de a face o diferență reală în viețile tinerilor din întreaga lume. Și nu uitați, doar împreună putem construi o lume în care sănătatea mentală este o prioritate și fiecare tânăr are șansa să strălucească. Pe ultima pagină avem și un cod QR pe care, dacă îl scanați, puteți afla mai multe informații de pe pagina noastră de YouTube. Și am dorit să împărțim niște cartonașe cu logo-ul nostru și un mesaj pentru persoanele de toate vârstele. Felicitări tinerilor de la Colegiul Tehnic Dimitrie Tica Comănești pentru aplicația realizată. Noi am epuizat lista lucrărilor din program. Dacă dintre cei prezenți mai sunt persoane care doresc să ia cuvântul, domnul general apostol. Pentru că suntem în curtea Ghiculeștilor, suntem la Palatul Ghica, chiar dacă noi l-am cumpărat, ceva în urmă am mai spus prin toate procedurile prin care am trecut, a fost revendicat, ne-am judecat, e 11 ani de zile, peste 10 ani de zile,
Într-un final l-am achiziționat, l-am cumpărat. La un preț chiar foarte, foarte mic. Și totuși este simbolul orașului nostru, acest palat, care aparține familiei Ghica. Și pentru că nu putem să nu trecem, să trecem cu vederea și să nu amintim și de această familie, care este cea mai importantă pentru noi, pentru Comănești, rog pe domnul general Apostol să ne prezinte succint așa, în maxim două ore, tot ce are de spus despre Palatul Ghica, că are de spus două ore cel puțin, dar să văd cât poate să comprime de mult. Domnule primar, mulțumesc! În primul rând, dumneavoastră ați fost generos în legătură cu timpul, dar eu am în vedere ora înaintată și am să mă adaptez. E adevărat că aș putea vorbi despre ceea ce este aici și două ore și mai mult. Am venit cu niște prieteni de la București și cred că le-am vorbit câte o oră aici despre această zonă. Deci ne găsim în Palatul, ne găsim în Palatul Ghica Comănești. Acest neam Ghica a dat țărilor române, Moldovei și țării românești, 10 domnitori care au domnit, au avut 25 de domnii, pentru că unii au avut câte 2-3, și însumând anii aceștia ai lor, au domnit 75 de ani. Au fost, ei vin din altă parte, nu face obiectul, știu cei care trebuie să știe. Eu vreau să spun că ei, din moment ce au venit aici, și-au iubit această nouă patrie și vă dau un singur exemplu dintre ei, în afară de Dumitrie Ghica Comăneșteanu, cei care știu, își amintesc faptul că Dimitrie Ștefan III Ghica a plătit cu viața, nu Ștefan, Grigore III Ghica, a plătit cu viața faptul că s-a opus unirii Bucovinei sau răpirii Bucovinei de către Imperiul Habsburgic cu acceptul Imperiului Țarist. Țarist, turcesc. Din acest motiv a fost ucis în beilicul de la Iași al turcilor, a fost ucis mișelește, dar a ținut la acest neam. Revenind aici la Ghiculeștii din această ramură. La 1804, Alexandru Moruzi, domnul Moldovei, a dăruit unei nepoate de-a soției sale cu ocazia căsătoriei, tot terenul de la Târgu Ocna până la Palanca. Deci din toată această zonă, toată această fâșie. Cui a dăruit? Celui care a luat de soție pe nepoata lui Moruzi, respectiv Dimitrie Ghica, nu Comăneșteanu, cum și-a zis cel de aici, noi îi spunem istoricii Dimitrie Ghica cel bătrân. Acesta nu știa el prea multă carte, dar a avut grijă să școlească urmași. Și unul dintre urmașii lui cei mai demni a fost Aga Nicu Ghica, mare magistrat cu studii la Berlin, doctor în drept. Era consultat foarte mult, mai ales în străinătate, de tinerii noștri care erau la studii în țări străine, la 1848. Sfârșitul a fost tragic, s-a sinucis în împrejurări neelucidate încă. Dar el a avut acum și putem spune, deci Aga Nicu Ghica a avut 4 băieți și o fată. Unul dintre băieți este Dimitrie Ghica Comăneșteanu, cum îl zicem noi, altul este Eugen Ghica, fata, fiica, a fost soacra lui Radu Roseti, soacră a lui Ionice Brătianu și mamă a lui Barbu Știrbei. Ea s-a căsătorit cu fiul domnitorului Știrbei din țara românească. E un arbore extrem, dar eu de asta mă și bâlbâi că sunt presat de timp, că nu vreau să vă plictisesc. Acum, când am venit în urmă cu 12 ani aici, sau când a fost prima ediție, am văzut prima dată că călcam aici, am văzut monumentul. Am intrat și am spus, e o greșeală, pentru că Dimitrie Ghica Comăneșteanu nu este născut în
1840, cum e scris acolo, ci este născut în 1839, pe 31 decembrie, iar fratele lui Geamăn, Eugen, e născut în 1840, deci după anul nou. Acesta este adevărul istoric și vă mai spun de astea ca să nu vă plictisesc prea mult, să vă văd mai încruntați. Mai departe, ambii acești băieți au intrat în istorie ca niște personalități marcante. Să nu credem că dacă Eugen este mai puțin cunoscut, n-a avut merite deosebite. Revenind la Dimitrie Ghica, a fost unul dintre cei mai mari geneticieni din secolul, din a doua jumătate a secolului XIX. A făcut expediții timp de 4 luni în cornul oriental al Africii, undeva pe teritoriul actual al Etiopiei și mai e o țară africană prin zona pe acolo. Important este altceva. Somalia și Etiopia. Important este altceva. Că în timpul celor 4 luni a vânat exemplare care nu erau cunoscute în alte zone, a plătit din banii lui și a adus aceste exemplare rare cu vaporul, cu pază din Marea Britanie până la Constanța, de aici s-a îmbarcat pe tren și le-a predat la Muzeul Antipa. Academicianul Muraiu a venit într-un an aici cu lista, cu tot ceea ce a oferit Dimitrie Ghica Comăneștea. Dar nu numai atât. Sunt acolo, discutam cu domnul Geo Popa, acolo sunt în Etiopia și Somalia, sunt plante, sunt arbuști, sunt flori care au nume românești date de Dimitrie Ghica de la Comănești. Și aceste nume au fost preluate de niște savanți din Germania și s-au păstrat în continuare. Era și un pasionat vânător, mergea pe la căiuți în sfârșit. Nu vă voi vorbesc de astea. Eugen, cel de-al doilea. Să vă mai spun că a fost mare magistrat, a fost doctor în drept, s-a născut la Iași atunci când s-a născut, a fost prefect de Bacău, a fost parlamentar în Parlamentul României. Eugen, cel de-al doilea, a plecat și îl găsim în armata Statelor Unite ale Americii, în armata lui Abraham Lincoln, ca ofițer în statul major. Deci un român din Comănești, în statul major al armatei în războiul de secesiune. Chiar am la mine un text, un coleg de-al lui a fost 3 români în această situație și un coleg de-al lui a decedat acolo și am textul scris de el prin care înștiința pe mama colegului respectiv care locuia la Paris cum a murit colegul lui. Deci sunt mărturii istorice. Eugen era puțin mai pragmatic, a fost prefect de Bacău. Când a venit aici, avea foarte multe procese teritoriale cu cetățenii. Aici s-a împărțit pământul în 5 bucăți de la Aga Nicu Ghica și a tras, pentru că nu era la fel de fertil și de aici, de la Comănești pe Târgovna și de aici în sus până la Palanca, s-a tras o linie chiar pe la Comănești, un inginer Vereș se numea. Când am venit eu la prima, spunea unii că Vereștoi acum împarte pădurile, ca o paranteză. Și am împărțit acest teritoriu, deci prima dată în 2, și fiecare fâșie de aici până la Palanca, în 5 fâșii, perpendiculare pe trotuși, și de aici în jos, încă 5 fâșii. Soacra lui Rosetti, al generalului Radu Rosetti, a primit fâșia de la Brusturoasa, unde și școală și mai multe, nu vorbim acum, și a mai primit una la Dărmănești, unde e cumva acum aparatul Stirbei. Așa. Generalul Radu Rosetti povestește că soția lui, dar de nuntă, a avut moșia de la Brusturoasa și ea, când s-a căsătorit, a făcut cadou cetățenilor de acolo tot teritoriul ăla, a făcut o școală, nu i-a plăcut de învățători și s-a dus la Stirharet și a dat afară și a adus alții competenți, după aceea a făcut un spital dotat de ea,
pe care în primul război mondial, toată aparatura, a donat-o armatei române pentru a-l folosi pe front. Altceva despre Eugen să vă mai spun un lucru, pentru că suntem deasupra unui tunel, am mai spus-o eu o dată aici. Deci Eugen, având experiența din Statele Unite, aflându-se în relații rele cu cei de pe aici, probabil gândindu-se la o revoltă de mare amploare, și-a făcut un tunel de aici, pe sub calea ferată și pe sub șosea, care iese în spatele gării. A fost prefect de Bacău, până când justiția, judecătorii au devenit inamovibili. Atunci, și de ce era prefect? Ca să influențeze, să câștige toate procesele. Când s-a ajuns la această situație, nu i-a mai trebuit să fie prefect și a văzut de treburile lui. De aici, vă mai spun și una, să vă deschețeți frunțile și gata. Știți că după detronarea lui Cuza în 1866, a fost în Moldova o mișcare separatistă, voind să profite unii de detronarea lui Cuza, să separe Moldova de țara românească. Cine a fost capul răutăților? Marghiolița de la noi, domn Vilică știe și de-aia zâmbește la mine, Marghiolița de la noi, care era soră cu Aga Nicu Ghica, a fost căsătorită cu un boier la Iași, bătrân, care avea 3 copii deja, dar o iubea, i-a spus căruia că nu mai poate în Iași, că e surmenată, a aranjat cu Nicolae Rosnovan și s-a dus, boierul avea palatul de la Ruginoasa pe care l-a cumpărat Cuza mai târziu. A aranjat cu Rosnovanul, Nicolae Rosnovanul, să o răpească. Boierul a zis că apără familia și i-a dat pe fiul lui, intelectual mare, să o păzească. I-a spus la ceas că Rosnovanul nu mai venea să o răpească și până la urmă a apărut de la vreo 9 ostași de lui în armați, plătiți, și au răpit-o pe Marghiolița cu prețul ucidirii fiului Vitre, ăla pe care îl dăduse boierul. N-a mai mers boierul acolo, a intrat în degradare în conacul și așa a fost cumpărat mai târziu de Cuza. Marghiolița acum, după 1866, soțul ei, Nicolae Rosnovanu murise, avea tot un băiat Nicolae care îl ataca pe Cuza și le credem acum că vedem atacul. În Franța numai articole denigratoare, mințea că îi spânzură Cuza pe români și așa mai departe. Și au vrut să-l pună pe el domnitor. Nu vă țin mult cu asta. Cert este că au făcut o răzmeniță pentru că au profitat de faptul că mitropolitul Miclescu, Calinic Mitrescu, uite că mi-amintesc totuși, așa, era supărat pe Cuza de la secularizare și de în Duminica Tomei au adus căruțe cu ciomege de pe toate moșiile lor, au adus butoaie de vin și de țuică, i-au îmbătat pe participanți și de la slujbă a plecat preotul, îmi pare rău că nu mai sunt preoți pe aici, trebuie să spunem adevărul istoric, și a plecat preotul cu crucea în frunte, în mână, să ducă să învingă oștirea și să ducă la guvernanții veniți de la București, doi miniștri, Bolescu și veniți inclusiv Carol Davila, și să ducă să îi răsoarne, pe ăștia să se proclame pe Nicolae, deci fiul Marghiuliței, să-l proclame domn al Moldovei. S-a dus părintele, în busculat a căzut, mulțimea a crezut că a murit și a început bâlciul. A venit un regiment de pe Copou, s-au bătut acolo cât s-au bătut, au murit 6 ostași și 200 dintre participați. L-au atras și de creangă pentru carisma lui și a spus-o undeva pe la Slănic, nu? Așa, l-au atras de creangă cu ei, că era și arătos, avea și carisma și a intrat și el la deci. Cum s-a soldat totul? Mitropolitul a fost găsit într-o pivniță a unui cârciumar cu haine folosite, se credea de că e cerșetor, l-a scos de acolo Titu Maiorescu, că era rănit, și l-a dus la spital, abia a ieșit, dar Titu Maiorescu e de apreciat ca îngenunchiat în fața mitropolitului și pe urmă l-a luat de acolo. Așa. Ceilalți preoții rezistau în clopotnițe și unii la Palatul Rosnovan. Cert este că preoții au fost aranjați și duși la arest. Cei de la Rosnovan, inclusiv cu Nicolae Rosnovan, arestați și urma să fie judecați pentru trădare.
justiția română, și aseară am văzut că nu știu ce judecător fuge, nu știu pe cine nu vrea să judece, nu-i nimic nou sub soare, niciun judecător nu voia și toți s-au dat demisia ca să nu-l judece pe ăsta, pe Nicolae Rozdovan. Până la urmă a venit Carol I și primul document pe care l-a semnat Carol I când a venit în România i-a grațiat pe ăstea. Poveștile sunt lungi, bote, vă mulțumesc că m-a suportat și zic că n-am venit de la Părintele să mă invităm de fiecare dată să ne povestiți câte un fragment din toată istoria familiei Ghica și a tot ce s-a întâmplat. Pot să vă spun la ce ați spus dumneavoastră că Eugen Ghica a avut foarte multe procese și la un moment dat le-a întrerupt, după aia a mai continuat o perioadă. Vreau să vă spun că procesele astea eu le-am încheiat cu ani în urmă, acum nu de mult are, și în urma tuturor proceselor familia Ghica a câștigat într-un final, urmașii familiei Ghica, în așa fel încât au devenit proprietari și din statutul de proprietar al familiei, a moșiei Ghica și al palatului și parcului, am devenit cumpărători. Ei ne-au vândut nouă și am achiziționat acest palat. Și de acum o să vă invităm la noi, la palat. Este palatul construit de familia Ghica, dar proprietari suntem noi, administrația locală. Așa că sperăm să și reamăgăm. Avem acum niște proiecte de reabilitare, modernizare și mai durează lucrul ăsta. Și vreau să-i mai zic domnului general Florea, că am povestit de Ștefan cel Mare, de luptele de la Vaslui, de nu știu ce putare. Am avut ieri niște întâlniri cu o firmă care ne va implementa un proiect pe insule ecologice, așa se numește, și niște instalații care ne le vor implementa nou în orașul nostru, sunt trei producători. Zice, domnule, zic, vreau să știu cine e producător. Zice, este o firmă cehă sau slovacă, așa, o firmă turcească și una românească, din aceștia trei. Zic, doamnă, orice ar fi, să nu fie firma turcească. Dar zice, domnule, dar e bună și firma turcească, nu știu ce, a început aia cu să mă lămurească. Totul nu trebuie să fiu așa radical. Zic, doamnă, eu nu vreau să am de-a face cu firma turcească, dar de ce aveți cu ei? Doamnă, niște turci am auzit că eu furat sabia lui Ștefan cel Mare, doamnă. Și ăștia să... nu vreau să-i văd pe aici. Am făcut gluma asta și probabil că nu știu, le-a spus chiar într-adevăr să țină cont. Mi-ar conveni să fie firma slovacă, este mai, mă rog, îmi inspiră mai multă încredere. Așa că vă mulțumim pentru evenimentul de astăzi, pentru participare și pentru implicare tuturor participanților. Mulțumim domnilor academicieni, domnilor profesori, domnilor general și tuturor celor care v-ați prezentat astăzi cu niște subiecte și niște teme atât de plăcute și de interesante. Iată că de fiecare dată când am avut acest simpozion, am avut ocazia să admirăm și să ascultăm atât de frumoase și de interesante lucruri. Mulțumim domnului Geo Popa că este prezent astăzi aici și îl mai invităm și cu alte ocazii. Mulțumim domnului director la Arhivele Naționale, mulțumim tuturor celor, domnului Dan Buznea, mulțumim foarte, foarte mult și vă invităm după acest eveniment, pentru că nu mai ținem zile, concertele și spectacolele s-au amânat în perioada 15-18, dar nu ne împiedică nimeni să mergem acum cu toții la Galion, să servim acolo o cafea, o înghețată, o afinată, ceva care să ne mai putem continua povestirile despre tot ce s-a întâmplat astăzi și despre familia Ghica, în mod special, că ne interesează pe noi extraordinar de mult. Vă așteptăm cu mare drag să mergem sus acolo la Galion și nu în ultimul rând, cine are posibilitate. Acum este campionat de enduro acolo, este campionat acela de enduro. Astăzi și mâine se termină. Dar pe 15, pe Sfânta Maria, săptămâna joia, săptămâna este Sfânta Maria, vă invităm și la spectacolul care va avea loc.